Ai venit aici să ne iei pe noi? Râzi ușor, fata mea, ușor cu noi. Văd că Paula e îmbrăcată, fiți cum era îmbrăcată Andra ieri. Copio! Asta e capacitatea lui. De fapt, se vede că nu e bărbat, așa că... Să vedem cine e bărbat și cine e femeie. Dacă mai văd, dacă scoți 6 propoziții pe gura asta, te desparți el, vrei să trimiți? Ia, hai, scoate-le, ia! Nu cred că ne despărțim. Nu mai vreau, frate, sunteți, îmi provocați greață de fiecare dată. Cine sunteți voi să vă bați în joc de oameni? Cine sunteți? Sunt ceapă furtuna. Aici tu nu jignești pe toată lumea. Dacă toată emisiunea asta e plină de specimene, ce cauți aici? Asta e întrebarea mea. Ai venit aici să ne iei pe noi? Râzi ușor, fata mea, ușor cu noi. Ea a zis ceva, dacă fetele se simt inferioare, e problema lor. Eu cred că voi vă simțiți acum inferioare. Nu ne mai interesează părerea ta, Bogdane, lasă-ne. Uite, ce ar trebui să spun eu acum? Că ești Chucky, ca să spună toată lumea Chucky ție, nu? Ești cel mai mare om, cel mai mare penibil din casa asta. Ok, mulțumesc. Tot ce faci e un teatru. Mariana, da. Pe tricou tău scrie Miss Univers. Miss Turism Univers și pe spate Mariana Șusărencu Moldova. Iar ați început. Iar ați început. Iar ați început. Taci! Vrei noi să vorbim cu băieții? Dacă îți place de Andra, nu te bate joc de mine. Dar nu-și bate nimeni joc de tine, Mariana, de ce e așa? A dat trofeile tale de la școală, de la matematică. Fiu, dacă îmi fac un compliment, că ești Miss Europa. Nu ai dansa. Măi, Mariana. Mariana, a dat diplomele de la matematică. Băi, lăsați-mă să vorbesc un pic. Eu cu Mariana. Mariana? Asta fac în fiecare zi. Nu mai să mergem, fetelor, că n-ar rost, că ne plictisim aici cu copilașii ăștia. Trebuie să vorbești puțin mai tare, iubire, că j-ador. Trebuie să vorbești puțin mai tare, că j-ador e tare rău de tot. Piruiu de puș, piru. Hai, dar dați-mi pace să vorbesc cu fratele meu. Taci și tu din gură, că mă ia și pe tine. Două floare în cuvânt. Această femeie și-a arătat cât este de educată. Lasă-i să... Maria! Nu-i grează. Treaba lor. Vorbească cu Mariana, o iubesc. Dacă le place Mariana, ce vrei? Cine invidioasă? Și rătăcioasă. Nu mai fi invidioasă, că lume tare roasă. Invidioasele? Că lume tare roasă. Păi, noi suntem invidioasele. Păi, ce sunteți, dar? De ce când vorbește mare, vreți cineva, nu am o problemă, nu? Ce ești? Inculta pământului. Da, ce s-a întâmplat de s-a enervat mare? A? Ce s-a întâmplat? Hai să vedem, la ce se întâmplă. Dar vedem că vorbim toți. Vrea ea să vorbească, să aibă exclusivitate. Vrea Mariana, Mari, să vorbească, să aibă ea exclusivitate, Mari. Că fără Mari, dacă n-ar fi Mari, emisiunea asta nu s-ar ține. Vrea să aibă exclusivitate. Să aibă, să nu se ducă cu alții să danseze, ca să stea cu iubitul ei.
ca idee. Zic și eu așa. Păi, dar Bogdan m-a întrebat că ce fac. Da, am văzut. Și nici păi nu dacă vuvuzela asta că... vorbește în continuu, ce să te înțelegi? Păi îi lăsăm pe băie să vorbească cu ea, nu ne mai stresăm. Are rost să ne mai stresăm. Eu mă plictisesc cu ei deja, sincer, același subiect în fiecare dimineață. Mariana. Pe bună. Nu e vorba de invidio, dar de două luni de ce să fii invidioasă? Care e limitată să înțeleagă? Mariana ce tricou, Mariana ce bluză ai, Mariana ce dansa ai, Mariana își faci spagatul, Mariana cum ai dat din fund, Mariana cum te miști deja. Mariana e oare de ce nu fac un cuplu cu ea? Eu nu întreb așa. Ei, nu știu. Ei, nu știți. Știți voi răspunsul. Să facă. Știți voi. Nu cum să vă explic, dar chiar nu mai suport pe vuvuzela asta. Ai auzit ce s-a întâmplat? Cu Instastory-ul ăla, așa? Da. Bă, mâncați așa. Eu nu cred că a început bine fata. Cam la solo să fie pentru el. Cu toate că poate... O să-i sară toate fetele în cap acum. Pe mă, eu de cât i-am văzut, ai văzut toate fetele? O marginalizat-o. Toate s-au ridicat și... Și-au plecat, au lăsat acolo. Da. Bă, adevărul e că au procedat un pic greșit. Păi n-ai cum să... Tu, înainte să intri aici, să ataci. Da, atac din ala frontal. Cum o zis? Că ce o să caut? Adică eu o să fiu prințesă între hienile astea sau ceva de genul. Să face frătiuc. Da, acum ai... Cum consideră ea, da? Dacă intri direct așa, e cam la sol. E mișcare... Mișcare proastă. Depinde cum o ai. Andra? Da. Da. Și despre ce vorbim? Da. Am primit și eu de la fete. Ia uite de cine vă place. Și mie și lui Bogdan ne trebuie. Ia uite de cine vă place. Ce cu asta? Când ne ducem peste ea, o rupim cu bătaia. Băi, ce aveți, mă? Bă, îl întrebam și eu ceva pe omul ăla de dimineață. Să văd și eu ce are de are fața aia și când a dansat și când nimic. Și ea să bagă cap. Îl întreabă pe Jador dacă a dormit aseară. O bagă mai mulți în seamă, nu doar ea. Asta e problema. Eu sunt inocentă și tu vei sens acum să râzi de școală. Dacă nu știi, de ce să faci această glumă? Eu cu acest moment m-am dus la concurs. Și unui președinte i-a plăcut ideea. Vreau să vorbesc cu Mariana, Jador. Serios. Nu vreau să-i dau speranțe. Și atunci, pentru ce vorbești cu ea și doar tu cu ea să vorbești? Ca să-i dai, ca să naști alte speranțe. Că ea asta are în cap. Yeah. Apă la moarte, dar nu vrea pe bune. Ah, treaba lui. Când ai venit cu misurile, Jador a zis că o să aducă și el diplomele. Dar eu cream că e o glumă, de el am înțeles că era foarte priceput la matematică și are diplome, știi? Și tot zice că mi le aduce și nu mi le aduce, pentru că sunt în România. Și spune mama lui să le pozeze. Da, dar uite, vezi că tătile marginale. Complot. Războiul pe care să-i zbucnească. Bia e foarte nervos. Da, Bia, o scolă lui pe ea. Da, Bia e pe bătaie. Îi place lui Bogdan de ea, nu știu. Am văzut. Nu a dansat deloc Bogdan până nu a intrat. Se bage acum să ia apărare, o să vezi. Paula și cu Andreea sunt pe nervii. Paula, Andreea, cine mai e? Mariana, Ligi, din cauza șefei și-al Bogdan. Da. De ce ești invidioasă? Că așa sunt eu, invidioasă. Ce ai, mă? Bă, nici nu bazez seama. Bă, dar tu vezi că toate fetele numai ea e singură. Sau ea e cu Mariana? Dar unde e fata, mă, Andra? Cu Mariana, cred că. Hai să bem puțin apă. Hai! Nu bagă în seamă, bă, frate, bă. Nu le place, mă, nu mă suport. Bă, credeți-mă că așa am fi procedat și noi, dacă intra unul și ne ataca înainte. Să-i întâlnesc. Vă spun eu că așa procedam și noi. Dar nu a atacat ea, boss. Da. Prietenă de-a ei a zis. Le-au distribuit. O să rămână cu sechele, Mariana. Cu închisul. Dar deja a rămas, nu vezi? În continuu aleargă, fuge, să închidă ușa. Băi, dacă este cineva, eu n-am înțeles ideea de ce s-o mai închis, că oricum în două minute urmează omul ăla să vină. Păi care, să aibă ce lucra. Uite. Nu bagă niciun alt. E grasă ca la pușcărie asta. A? Fetele. Pe cine? Pandra. N-ai văzut că nu o bagă niciun alt seama? Păi stă cu Mariana. Nici Mariana nu bagă pentru Jador. Nu niciun seama pentru că a fost astăzi un discurs. Andra a venit pentru tine. M-a sunat Mariana aseară, m-a sunat de două ori. Bă, vrei să vă zic de ce nu bagă niciun alt seama? M-a sunat Mariana de două ori, a respins. Bă, vrei să vă... Îl sună pe Bogdan. Da, Mariana. Vrei să zic că de ce nu bagă niciun alt seama pe aia acum? Dar noi știm, mă. Știi faza care a fost o mașină, nu? Păi cum să faci tu să zici că eu sunt cea mai frumoasă, că o să fiu cea mai specială dintre toate, că eu... O zis și în mașină? Pe Instagram. O zis în mașină? Băgat ea pe Instagram. Instagram. O zis că multe de fetele îi sară în cap acum. Că eu o să fiu... Ce o zis, Mariana?
Dar poate zis? Nu e așa, frate. Așa au scris din Sandra că e cea mai frumoasă. A băgat-o de asta pe Instagram? Cum că... Caută o prințesă între hienile astea. Nu știu cum s-a... Cine a zis? Nu, mă. O făcut cineva o fată o Insta story. Și eu o distribui. Carmen. Atâta timp cât distribui, înseamnă că ești de acord. Nu există că distribui fără să fiu de acord. Dar nu ai fost așa răutăcioasă. Păi, dar dacă nu distribuia... Dar tu de ce ești supărată, Paula? Înseamnă că ești de acord. Eu sunt aprins rău de tot, Jador. Lasă-mă. Băi, Jador, dar nu mai era la mișto. Ești de acord. Atâta timp cât distribui. Paula! Dacă de ce e supărată? Jador, un lucru urât despre tine înseamnă că ești de acord cu el. Dacă distribui un lucru frumos, înseamnă că ești de acord cu el. Nu poți să distribui ceva. Dar de ce e supărată? Sunt supărată, sunt nervoasă. Dar ce ți-a făcut ție fata asta? Păi tu nu, dacă mă faci specimen... Păi Paula, dar tu ai terminat facultatea cu 9,50. Adică, scuză-mă, Paula. Una cu 10 clase să mă facă specimen? Nu s-a văzut. Tu chiar ești un specimen. Păi nu s-a văzut. Dar știi de ce ești un specimen? Da. Cum să termin facultatea cu 9,50, măi, fată? Păi dacă s-a terminat și vin aici să fiu făcută specimen? Paula. Vin aici să fiu făcută specimen? Paula. Păi mă, fetelor, specimen poate să fie... și la chestiile bune și la chestiile nașpa. Dar de ce eu am o problemă? Dan, fetele, toate sunt de acord cu mine! Eu cred că sunteți invidioase pe ea. Da! Nu mai murim! Te da. Mai eu cu tine! Amândouă! Am respectat pe toată la tine lumea, știu de ce? Am vorbit frumos cu toată lumea și am vorbit frumos despre toată lumea. La tine știu de ce și la Bia știu de ce. Să dau un oameni, mai ales că ea a fost primită aici bine, de noi de toate, așa că dacă ea... De ce nu sunt acceptată? Și pe oamenii din emisiune, nu știu ce caută. Paula! De ce? Specimene! De ce eu nu sunt acceptată? O prințesă pe lângă noi, specimenele! Paula! Mi se pare că ai copiat-o și la îmbrăcămintea azi! Paula, dar nu e azi! Prințesa din Maroc sau Maroc. Da! Paula! Prietena ei era maxim sfârșită, tu ești o prințesă! Paula, dar n-a zis ea nimic! Da, și de ce a distribuit? Pentru că e prietena ei și că trebuie să fie de acord și când zice ceva bine și când zice ceva. Și de ce a distribuit? Dar nu ne interesează tata posta. A venit urât la mine, dacă tu vreai cum a venit ea. Nu, pentru că tu mi-ai scris și n-am știut ce să răspunzi. Am zis că vreau să care pe cu tine, fata. Atunci n-ai mers tu. Nu, da, nu, Dan, chestii de-astea ținuți cu mine, nu mă înțelegi, așa? Ești prea agitată, frate, fii mai calm. Nu-i vreau, tu mie nu spui cum să fiu, alo? Tu trebuie să înveți să ai bunele maniere și după aceea să plătiți chestii din partea. Dar tu n-ai bunele maniere cât ai venit acolo. Ce-ai zis? Te-am jignit, fetiță, te-am jignit? Păi nu te-am jignit, nu e jignit. Nici măcar când ai meritat. Ce înseamnă, ce înseamnă? Te rog. Gura mică. Paula, eu trebuie să dacă fie eu de distribui acord? Mâine ceva nasol de tine, înseamnă că-s de acord sau nu? Tu pui la tine pe Insta, 40.000 de oameni au văzut chestia asta. Tu pui la tine pe Insta, au fost o grămadă de mesaje pe care noi le-am primit. Într-un fel ai dreptate. Ai dreptate că văd cu ai că am vrut să-i zic că portă să cou ca și ea cum o purtat ieri. Asta i-am zis, dar nu m-a lăsat ăsta, vorbește ăsta în continuu. Nu mai vorbi că te faci mai tare de râs. Abține-te. Ok. Asta zic și eu. Abține-te și du-te, fă-ți treaba ta din afară și lasă-ne pe noi ce, aici. Ce să fac? Știi mai bine ca mine ce fac? Ce fac? Hai să vezi. Ia, ce să faci. Stai liniștită. Păi clar nu am venit aici pentru că nu am o viață de făcut. Clar, după, în afara emisiunii am o viață, am bani, am tot ce vreau. Da, m-am zis. Hai să începem să fim necaroganțe de asta ce ai tu, că eu n-am venit pe să mă metalez ce am eu în afară. Păi am o viață, fiecare avem o viață. Da, asta zic, du-te afară și fă-ți treaba în continuare și lasă-ne. Păi să merg, dacă nu ești nou, iubita mea. Aici tu nu jignești pe toată lumea, dacă toată emisiunea asta e plină de specimene, ce cauți aici? Asta e întrebarea mea. Ați găsit și voi subiect să săriți așa pe mine? Stai un pic, dacă tu veneai cum a venit ea, cum a venit Andreea la mine și mi-a zis, frate, vreau să vorbim să-mi spui... Ai fost foarte drăguț. Da, și a fost extrem de patetic ceea ce ai făcut-o. Asta e ideea. Okay. Ai pretenția să venim să te pupăm după ce ne jignești, ne faci specimene? N-am spus să vii să mă cine pup. Ești, băi, fată, să n-am venit pe să vii așa, să mă iei... Dar cum trebuie să te iau? Cum e zis concurența ligii? Concurența. Vreau să iau apărarea. Ce să scriu? Ba da! Ba da! Hai să eu am impresia că-s la același nivel. Băi, ia gata! Băi, faceți-ne legătura. Niște invidioase. Ia mi-a zis, vreau explicații și am dat explicația. De da? Ce n-ai zis să-mi faci că suntem specimene? Așa e, gata, tu nu trebuie să fii așa, să faci pe stai un pic, că nu e așa. Păi nu e așa, așa ai făcut, frate, așa ai făcut. Nu striga, nu striga. Păi tu ai ridicat mâna la ea. Eu am ridicat mâna la ea. Da. Cum a venit așa și mi-a făcut așa? Eu am ridicat mâna la ea. Așa. Fratele meu. Ți-a scris mesaj frumos aseară că pe bune că ai părerea asta despre noi.
mână și exact, pui tu auzi de râs și păi tu ne iei pe noi în râs, mă! Băi, cam ține piept la Ligi. La mai mult? La Ligi, bă, că la tete. Faceți legătura ca să o ajutăm, faceți legătura ca să o ajutăm, că sare toată casa pe ea. Și din câte văd, Andreea stă acolo cu minte, cred că urmărea și ceva. Vrea să studiem, analizează după ta. Eu de când nu-i trate casa că e între tata acum și o apere pe... Cum o cheamă? Andreea, Andra? Andreea vrea să se dea de partea ei. Eu de când au intrat am văzut. Ceva e acolo între Andreea. Am văzut așa eu. Ai văzut? Da, urât. Ieri am văzut gen. Da, urâtă fază cu videoclipul ăla. Dar i-a zis aseară ei. Ai venit aici să ne iei pe noi în râs? Ușor, fata mea! Ușor cu noi! Ușor! Se pare normal, că e urât ceasă. Eu când am venit aici, am avut puțin față de toată lumea. Tu n-ai față de nimeni. Sfidesc-mă pe toți. Tu nu ne sfidesc pe noi, ai înțeles? Ai înțeles? Nu ne sfidesc pe noi. I-a vorbit ăsta nu știu ce și i-am zis, ai grijă, nu asculta la niciuna. N-a ascultat ce zice niciuna. Da, da, da. Că toate bagă. Ai zis, ai grijă ce vorbești cu cine vorbești. Că Andreea sigur îi bagă. Măi, dar faceți-ne legătura cu oratează pe săraca fata. A, că Jador, că nu caută relație, greșit. Faceți-mă după. Băi, ce caută Jador? Caută relație? Oare? Caută relație? Ia? Da. Da. Bă, stai mă, banca ta, mă. Bă, Jador, bă, trească familie. Cine caută relație? Maria? Bă. Andra, mă. De ce, mă? Îți zic eu după mai multe. Zic eu după mai multe, ce frate? După ce mă, că am umblat cu Dan... Ce? Pana. Nici aia nu. Bă, Jador, dar cum ai ajuns la concluzia că ea caută relație? Dar voi cum ați ajuns la concluzia că nu caută? A venit aici, frate. Da, și? Dar voi cum ați ajuns la concluzia că nu caută? Da, bun, eu l-am întrebat, cum a ajuns la concluzia că ea caută relație? Păi a venit aici, am zis, acum dăm și tu argument, de ce nu? Bun, dar stai un pic, toate ori venit aici, toate caută relație dincolo. Păi că da. La asta dă de înțeles. Ba? Tu dacă vin aici ce făcut o relație, nu cauți relație sau ce? Bă, dacă am refuzat jumătate din emisiune, înseamnă că nu cauți relație. Bă, eu vorbesc despre ele. Mâncă, frate, mie mi se pare că mulți dintre ele nu cauți relație. O, da, ora aici! De ce te ciudă deja? Ușor aici cu noi! Ușor ai numai cu mine, specimen! Ușor cu noi! Vii cu figuri! Hai, lasă-mă! Hai de capul ei! Bine, frate! Mamă, ce se ceartă acolo! Îți dau pedeapsă rău! Nu mă duc dincolo, nu trec! Din boschet. Bă, ce-mi pare rău că n-am închis ușa, bă. Vedeam să-i dau direct. Închide-l acolo, mă. Nu, că îi convine să-l închid, ce ai? Mariana! Mariana! Dacă n-aduc telefonul acum și-mi iau pedeapsă, scrii că-i pag la glinul de aia și acum o pupi. Păi, dar nu știi că e așa face. Mariana! De nu cu asta, te ești nebună la cap. Pui pe Instagram, pui pag la glină. Dar n-am văzut ce pui. Dar asta ele se pune. N-ai văzut ce pui. Nu, jur eu. N-ai văzut ce pui. Păi așa au fost atât. Mi-a murit telefonul. Mi-au trimis și eu o problemă pe toată lumea. Mi-a murit telefonul. Mariana, termină-te, bă, fato. Lasă-ne, că îi spui în privat. Da, vorbiți și lumea, calm. Da, te rog, lasă-ne. Păi da, tragedie. Uite, ea și cere scuze. Au, băi, dar nu mă interesează de scuzele. Da, nu cer scuze. Adică nu cer scuze la persoane care merită, nu care vine așa și ăsta. Dar nu, aici nu i-am dat ce mai înseamnă. Da, ce mai seamănă cu aia. Pur și simplu părerea ei și... A, și tu ai discutit-o. Păi stai un pic, frate, dacă vii și mă descrieți vinovată, tu ai 10 clase și-o dau facultăți. Și ridicând vocea! Că ai două facultăți, am văzut la cine vine și clase. Ridicând vocea și mulți rezolvăți! Păi ridicând vocea și vorbind urât nu rezolvi nimic! Cine vorbește de ridicând? Că ei nu-i pasă, ei nu-i pasă ce faceți voi. Vă arătați voi, Mariana! Tu ai să poată școlarița care... Ea primește satisfacție! Poate o săptămână. Acum se certă pe tema cu videoclipul? E încuiat, bă. Ia, Mariana. Andra! Hei! Andra! Ține-te tare, Andra! Andra! Jador! Vii! Lasă-mă acolo, tu! Stai un pic! Mariana nu-i dat drumul. Jadorel! Mariana! Da, pentru ce dai drumul? Stai să mă duc să văd ceva! Primesc pedeapsă! Stai să văd ceva! N-are voie, Mariana! Pedeapsa eu sunt, cu mine are bine! Vrea și el în material! Cine e? Păi să faci material pe lui Jador! Dar nu-i nimeni, mă! Dar de ce l-ai sfat? Eu cred că a venit doar să bat! Ți-a scris pe televizor să lași? Eu cred că... Primești pedeapsă, gata, n-ai voie! Fetelor, dar nu mai vorbiți așa tare și ascultați-mă și mine! Am vrut să mă apropie să văd cine e, ce cu e tu să te ascultăm! Și cine? Tu și nu se știe cine a bătut. Dar știm, Jadora, bă. Dacă mai comentez mult, astăzi, mă jur că... Tu
Tu deja mi-ai dat cu o vază în spate și nu e ok așa. Pentru ce? Că am fost întrebată ceva. Faci contact cu peretele. Dar nu pasă ce o să faci tu. Ți-arăt nivelul tău și frica ta, slăbiciunea ta. Ce să arunci cu vaza în mine? Ce, nu poți vorbi? Deci dacă nu taci mai mult asta, să-ți faci contact cu peretele. Ascultați-mă. Ai văzut că Andreea nu se bagă și nu... Da. Deci e grupul lor normal. Andreea, Ligi, Paula. Și Bia. Dar nu înțeleg o chestie. Andreea, de ce să dai acum deoparte? Te auzi. E Andreea, Ligi, Paula, Bia. Ăstea trei atacă. Andreea ori să dă pe lângă ea că vrea să schimbe tabăra, ceea ce cred 100%, nu 100%, 80%. Nu, eu nu prea văd de ce ar schimba tabăra, că văd că se înțelege bine cu Ligia. Vezi că i-au făcut și au avut sketch-ul și s-au certat. Bravo, dar în ultima vreme am văzut că se înțeleg ok. Dar vezi că totuși ăsta. Sau Andreea vrea să fie prietena ei. Să cunoască mersul, să dea mai departe informație. Era de așteptat. Nu știu ce să zic. Știi ce vreau să zic? Da. Dar ca lui Troian. Nu știu ce să zic. Toată lumea a primit-o frumos. Okay, și e dezgustător să ai atitudinea asta. Subiect astea care nu mă vor în casă. Iată-ne că dacă nu erai tu, voi, dacă nu te vreau în casă, nu te primea nimeni să mă bat cu tine. Dar nu veni nimeni să se bată, cilează-te. Că eu sunt foarte civilizată, chiar dacă nu am 3 facultăți sau 5 facultăți. Dar lasă-ne, te rog. Foarte civilizată. Jador, dar ea a venit pentru tine ca și un casă? Ea a venit ca și un casă? Paula face așa, dar mă enervează Paula. Paula e geloasă. E geloasă rău. Ba, chiar asta stă în caracter. Eu fiind fain frumos și îți vorbesc în față. Da, dar da, eu sunt vinovată față de ea. Vorbesc în față. Incredibil. Din fericire pentru Andra, noi decidem și nu prea cum fetele. Dar tu, fiindcă ai venit în casă, nu trebuia să postezi asta. Andreea, cred că e a cincea oară când te explici. Dacă n-am înțeles până acum, mă las așa, că înseamnă că nu poate până să înțeleagă. Până ce să mai înțeleg, am merită să clarificat. Dacă mai ai ceva cu mine, începe și cu alte subiecte, pentru că te văd că orice... Ea face subiecte și tot ea. Până n-ai venit tu în casă, n-am avut subiecte. Băi, uite, am venit să-ți... Noroc cu tine, nu te băi, lasă-ne. Pe băieți nu imiți ce faceți, îi respingeți. Faceți gesturi pentru ei decât să atacați o fată. Vine în coaș, vorbește cu mine, nu ești neapărat obligat să stai acolo. Eu stau singură, vine să stai cu mine, colega mea. O să iei de mânuță, Mariana, și iau după tine. Dar ea vrea să te, Mariana, ea vrea să discute cu voi, nu pot să o umbli. Ne-a făcut specimene, normal că o întrebăm. Ce-i cu tine? Și eu sunt specimen. La 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 la. Andreea, eu nu caut. Sunt specimentul unical. Nu știu cum să vă explic. Poate să plece, chiar îmi face plăcere. Specimentul ca mine nu și nu va fi. N-am ce să vorbesc cu ea. Fetelor și Mariana. Specimen. Sunt specimen. Din fericire pentru fata aia, noi Mariana, măcar să simți că fii specimen. Jador vorbește, respectă-l. Din fericire pentru fata aia, noi decidem cine pleacă, fetelor. Și... Păi am dat ea, zic că... Dacă v-a greșit, dacă v-a greșit... Să o cunoașteți puțin și după aia dați-l ea. Nu mai vrem să o cunoaștem, vă lăsăm pe voi. Fetelor, eu știu, Paula, că te roade gelozia, eu știu. Da, te înțeleg. Te înțeleg că te roade gelozia, dar n-ai de ce să dai în ea. Paulica! Acum, fără să țin cu nimeni... Da, chiar avem pe ce să fim geloase, deci mai putem de gelozie. Stai liniștit, Bia. Voiam să zic că tu n-ai făcut decât să... Cumva să râzi la gluma prietenii tale sau cine a fi. Corect. Și fetele, dacă se simt sau așa, e problema lor. Că ea a zis ceva, dacă fetele se simt inferioare, e problema lor. N-ar tu erai pe ecran, zicea de specimene. Tu cum ai pe ecran? N-ar trebui să vă simt. N-ar trebui să vă simt. Vezi ce vorbesc, că nu te simte nimeni inferior. Dar ce nu zis în emisiune când a venit în... Dar ce ai, prietena ai, dacă intra fata aia, Carmen, da, ea trebuia să zic că sunt specimeni, dar n-a zis ea, ea doar a râs la gluma ei. Bogdan, eu știu că vrei să faci pe băiatul bun acum, dar totuși hai să fim realiști. Bia, tu nu ești la dialog. Nu mă lua cu Bia, deci astea că nici măcar nu te aude. Nu mă știu. Ești departe, nu te băga în dialog, Bia, că nu... Ligi? Șase fetei care au aceeași părere, îmi pare rău pentru voi. Andra, vai de una de bătale. Ține-ți totul de vedere. Mă, ce mă enervează, Bia, ce tot caută atâta băgare în seamă? Ce ce caută băgare în seamă? Normal dacă e ferit atenție, normal că eu caut băgare. Cine? Două săptămâni atâta la atenție, Varta, vai de tine, Bogdan, că poate... Bă, din punctul meu de vedere, ar trebui să se simtă alea care au fost atacate pe ecran. Adică nu înțeleg pe Paula! Nu avem niciun bărbat în casă și mă plictisesc de moarte. No, bine. Sincer, eu nu mai pot să stau între oamenii ăștia. De ce ceartă restul doar ei doi? Pe mine nu mai e așa. Stai un pic, frate, că nu suntem la același nivel. Da, Mariu, jur eu. Cine ești de moarte? Deci eu țineam așa pe fata asta. De ce o țin? Nu-ți face mic. Și-a zis că eu am face așa. Frate. Cu ce ocazie? Tot
restaurantul s-a ridicat așa, mai în picioare. Și eram și în... Deci era se acolo restaurant. Uite, păr. Tot, înțelegi? Și ea dacă e indiferentă... Adică fetele care sunt invidioase și care se simt, încearcă să mă atace și... Mare, îmi dai și mie una. Mă gândesc că ele caută tot fel de subiecte în care să mă atâțâie, să mă atace, să mă... Să... Dar nu. Eu oricum o să le tratez cu indiferență și o să port o conversație sau o să dau explicații, chiar dacă ar trebui să nu dau explicații, unei persoane cu care știu că pot să vorbesc, nu cu una care urlă sau mă atacă prin înjurături și așa mai departe. Eu cred că voi vă simțiți acum inferioare. Nu ne mai interesează părerea ta, Bogdane, lasă-ne. Ligi, te-ai atacat cel mai tare, tu, în primul rând. Andreea, nu știu, am văzut că s-am prietenit cu... Dacă te-ai împins să ne ia, Ligi, aiurea rău. Feminitatea ta toată s-a dus. Dar cu ce ocazii te-ai împins să ne ia? Vreau să auzi și părerea altor băieți. Am înțeles părerea ta. Alt băiat să vorbească acum. Eu nu înțeleg de ce Andreea să dă pe partea cealaltă dacă se simte inovată. Care e, Livian? După părerea mea, am două teorii. Ori te dai cu un anumit scop de partea ei, să fii prieten ai din interior, ca alături. Nu, Livian! Dar cu ce v-am dat? Că eu văd că tu nu reacționezi, nu le ții partea fetelor, ci partea ei. Băi, Livian, fata asta în spate a venit și a cerut scuze, îmi pare rău. Și aici zice că n-are de ce să ceară scuze. Păi da, doamnă, să cer scuze de la tine, frate, că ai venit tu așa să mă iei. Dacă femeia așa a cerut scuze. Du-te, fetițo. Păi tu ai venit și mă iei. Andra, ține-te tare, Andra, ține-te tare, Andra. Din cât te văd, prezint o amenințare foarte mare în partea cealaltă, Sicilia, ce faci? Nu, e o amenințare. Sicilia. Alte păreri. Livian, ți se pare ok? Ce s-a întâmplat? Ligia. Din punctul meu de vedere, sincer, Ligia. Nu mi se pare deloc ok. Stai un pic, un bravo. Nu mi se pare deloc ok, fiindcă, uitați un exemplu, dacă se postează un sondaj, cine e mai frumos, eu sau Jador? Și ies, dar chiar dacă ies eu, eu nu-l distribui, din bun simț. De-aia nu trebuie distribuit. Păi nu, că se interpretează la joc de interpretare. Ca și cum, cum îi surâne ideea că mă îs mai bună decât ele, știi? Păi asta zic. Hai să spunem că ai dreptate, ok, îți dau dreptate, spun și eu chestia asta. Dar gestul Lidiei că a venit și m-a luat așa. Nici nu știi numele, Elo, învață-mi numele. Sunt gesturi de hamă la joică, adică dacă vrei să vorbești cu mine, cum a venit ea și... Deci, frate, vii și vorbești cu mine cum trebuie. Ligi, vezi că au făcut 8 ani de lupte. Vici? Oprește-te, Mariana, că nu vrea nimeni să-ți o facă. Dacă eu ținută pe ea așa, ce-ai făcut cu ea așa? Ce-ai cu tine, mă? Dar tu ești sănătoasă? Ce te-ai năpustit la aia? Tot restaurantul s-a ridicat în picioare. Vreau să arăt ce... Ligi, eu, cu violență, chiar cu violență să vă loviți sau să vă atacați? Ușor, mă, ați ajuns să vă bateți. Nu-i frumos. Alo! Opriți-vă, că nimeni nu vrea să o lovească. Dacă vreau să o lovesc, o loveam azi dimineață. Da. Eu așa am înțeles. Nu mă lovesc pe Mariana, am nu. Este așa. Andra, te-o lovit sau te-o împins? Tu te ești... Andra, te-o împins sau te-o lovit? Vreți să ascultați la Mariana? Păi să vreți să ascultați. Ai chestia aia așa? Nu, nu mai pot auzi pe asta. Deci nu mai pot auzi, sincer. De fata te duce acasă și o cauți. Asta face un bărbat când iubește. Nu se plângocește prin fața televizorului. Asta face un bărbat când iubește. El nu iubește, el se preface. Dacă mai văd, dacă scoți 6 propoziții pe gura asta, te desparți de el, vrei să-i ia, hai, scoate-le, ia. Nu cred că ne despărțim. Hai, să dăm cărțile pe față. Tu spui tot ce știi de mine, eu spun tot ce știu de tine, vrei? Îți impui respect prin amenințări, pe bune. Numește-mi un om din casa asta, ca nu te-o jigni. Tu n-ai suflet în tine, ești de o răutate, cum nu mai stă toți la un loc în atâta ură cât ai tu în tine și atâta răutate. Crede-mă ce spun. Cu mine discuții nu mai ai. Nu mai vreau, frate, sunteți, îmi provocați greață de fiecare dată. Cine sunteți voi să vă bateți joc de oameni? Cine sunteți? Băi, vreau să explic gestul meu din ăsta, dar de bleaga aia nu mă lasă să mă pot exprima. Deci pe bune, eram acolo 4-5 minute. Așa i-am făcut. Atât aia făcut. Deci nu am lovit-o. Ce faci odată? Nu te-am făcut. Vorbește, mă lasă să-l explic. Mariana, e șefă, ce faci? Ce-ți trebuie, Mariana? Mariana, e șefă, Mariana. Nu e ok.
Eu din când te văd, Ligi, șefa ta, nu tu ești șefa ta. Ligi, Ana, părerea ta. Că nu e cine știe ce. Fata face kickbox. O și zis că ești un mare zero. Adică ca și cum titlurile tare nu înseamnă nimic. Băi, Livian, te poți uita la mine, fără băieți. Livian, da. Te poți uita, te rog, la mine, da. Fără să bagi în seamă mâzgă asta. Aia, 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 aia. Bine că pot, ce crezi? Uite. Da, 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 dar nu mă interesează așa ceva. Da, Ligi. Da, taci, mă, Mariana, chiar dacă cum e Mariana, nu este mâzgă. Mariana nu este mâzgă, este Mariana. O cheamă Mariana, nu mâzgă. Mariana, ia mă spui, Mariana. Mariana, vezi că ești liber, Mariana. Stai degeaba, dormi. Da, și în spate cum o faci? O cheamă Mariana, nu mâzgă. Serios? Nu mai ta finuț la tine. Ca idee. Mariana, ce ești liber, Mariana. Ce se fac? Bogdane, că nu respectat, a spus. Respect, nu mă mai interesează. Ar trebui să fiu stămă. Fiecare auzi? Să creadă ce până vrea, nu mă mai explic. Auzi, în primul rând, respectați, oameni, respectă-te pe tine. Nu te mai băga în seamă, j-ador că nu-i vorba de tine. Respectă-te pe tine, în primul rând. Păi nu e mâzgă, o cheamă Mariana. Du-te de aici, că ești un fals. Vezi? Deja nu e mâzgă. Ești un fals, jignește-o pe la spate. Nu jignește nimeni, stai cu mine. Nu e mâzgă, e Mariana. Ești, uite, așa. Mariana Susarenco adevărat o cheamă. Da, ce vreau să fac lucru cu tine. Te rog, nu mai dai. Da, tu, tu tași. Așa că a zis de tramom. Atât de tare poate. Nu mai încerca să jignești altă lume. Pentru că nimeni nu este mâzgă. Toți suntem la fel în casa asta. Înțelegi? Faci tu. Dacă cineva este mâzgă, mă plictisesc. Dacă și ei ar spune lumea că este mâzgă. Așa cum a făcut Bianca acum nici cu tine. Uite, ce ar trebui să spunem acum? Că ești Chucky, ca să spună toată lumea Chucky ție, nu? Chucky ești tu și nu mă fost să-ți arăt un semnal. Hai, dar să nu facem din astea legii. Chucky ești tu, un penibil. Să nu jignim oamenii slabi care sunt slabi. Ești cel mai mare penibil din casa asta. Ok, mulțumesc. Ce faci acolo? Gesturi necenzurate. Asta mereți tu, Chucky ești tu. Și dacă odată mai vorbești așa, mâzgă. Tu știi ce înseamnă mâzgă? Știi ce înseamnă mâzgă? Ce vreau eu înseamnă? Nu-mi da tu mie explicații, că deocamdată nu e, ca să-mi spui tu mie ce e. Lingie, dă-mi definiția mâzgăi. Nu-mi spune tu mie și n-am de ce să mă explic ție, băi. Dă-mi definiția mâzgăi. Oh, serios? Nu, Lingie, explică-te că după aia are să iată din internet. Ce ia mâzgă, ca să știu și eu ce ia mâzgă? Nu lăsa discuția. O să zică și ție toată lumea cum o să zică Marianei mâzgă, o să zică și lumea, ție Chucky. Ca așa zic eu. E monstru din grădină. Păi da, da, uite monstru. Bărbat și om. Iată. Ai vrut monstru din grădină, dar nu l-ai avut. Ai vrut monstru din grădină. Ai vrut, ală. Auzi, copilaș de 2 ani de zile, atâta postul. Nu-mi dau seama că râzi. Ești exagerat, dar nu scuze-mă, dar nu-mi dau seama dacă glumești în acest moment. Nici eu nu-mi dau seama când ești. Sau glumești? Normal, nici eu nu pot să-mi dau seama. În acest moment glumești? Discuția e. Ia să știu dacă râd sau sunt serios. Dator, e penibil. Și tu dacă mi-ești penibil. Am și o întrebare pentru tine. Mai poți să fii atât de... Te mai suportă pământul? Te mai suportă pământul? Încetează! Ce? Să încetezi! Ești atât de limitat și mi-a atât de milă de tine. Ce ai? Nu are cum să zică lui Mariana mâzgă niciodată. Maturizează-te. Tu știi ce aia mâzgă? Du-te în spate cu foha. Mariana și-și face speranțe cu tine, să nu te mai miri. Dar nu tu, nu-ți faci griji, că-ți faci tu mai multe speranțe decât mine. Ești foarte calculată și rezervată, ai înțeles tu? Da. Ia dă-mi pomul de aia, Mariana. Caracter number one de Mariana. Ești cea mai rezervată. Lătrați ca... Auzi că lătrați. Da, pomule, Mariana, vezi că să înțelege că... Mariana, să înțelege că... Nu stai, pe că dacă era 2019, era mai bună. Mariana, nu înțeleg de ce nu e măsura, vând în vedere că e șef acasă-i. Ia măsuri acolo. Pedeam. Pedeapsă, Ligi. Nu-i dai idei. Ce pedeapsă îi dăm? Ce vrei tu? Lui Ligi. Să te pun așa? Mai ai mâncare de câini? Dai, cum? Cam. Uite, n-am chef de nicio pedeapsă. O să postez despre J'adore că ar trebui să-și schimbe stilul de mers, că nu-mi dau seama dacă stă sau umblă.
Nu, dar pe bune acum. Să nu și-o mai caute cu niciuna din noi. Să nu mai vine la noi, că n-au ce să mai discute. Să nu mă provoace, Jador. Că am niște cuvinte pentru el, de crede-mă, n-o să mă mai, nici măcar nu se mai poate uita la mine. Atât de urât am să, pot să-l jignesc pe nerușinatul ăsta. Că el s-o caută deja de mult timp cu mine. Că Mariana plângea pe aici și nu înțelegea de ce. Dar nu mă interesa că el joacă teatru. Și cu plânsul cu Simina, el e un teatru tot ce face ca să dea bine la public. Tot ce face e un teatru. N-a ieșit din casă, Simina n-a mai existat. Și i-au sărit susținători în cap și hop-țop iară s-a îndrăgostit. Peste noapte, l-a luat iubirea. Dacă îți place de fata, te duci acasă și o cauți. Asta face un bărbat când iubește. Nu se plângocește prin fața televizorului. Asta face un bărbat când iubește. El nu iubește, el se preface. E o mare diferență. Se vede că nu e bărbat, așa că te rog să nu te mai bagi în seamă că nu mai e scurasă de părerea. Stai deoparte că nu mă interesează cine a fost chemată și cum. Nu avem nevoie de translator pe aici. Faceți în legătura, vă rog. Să vedem cine e bărbat și cine e femeie. Mai lăs eu aici. Ce faci, mai dragă, Ligi? Hey. Cine nu-i bărbat? Hey. Vrem să-ți vedem. Nu știu, Nică, mă interesează bărbăția. Cine nu-i bărbat? N-am ce să mai vorbesc cu un și cu un om atât de needucat. Tu nu ești bărbat din niciun punct de vedere. Dar tu ești femeie? N-am ce să mai vorbesc cu tine. Hai să-ți dau câteva exemple prin care tu nu ești femeie. Vrei? Unul la mână. Feminitatea ta s-a dus în momentul în care te-ai luat de fata asta și ai agasat-o într-un fel, da? Wow. Unul la mână. Invențiile să le lași pentru tine. Știm că ești priceput la invenții, dar lasă-o moale. Nu sunt la invenții, eu spun faptele tale. Tine, deși tu îl crezi. Spun faptele tale. Nu, tu mie n-ai ce să spui că n-ai fost acolo și până la urmă toate am făcut. Jador, hai să ne exagerăm, da? Nu vorbi tu despre fiecare că nu vorbesc cu restul fetelor, vorbesc doar cu tine. Nu ai ce să vorbești cu mine. Nu ai de ce să te iei de Mariana, pentru că e un om slab. Bla, bla, bla. N-ai de ce să te iei de. Dar de ce zici că e om slab? Bla, bla, bla. Eu vă puternică. Mâzgă? Tu știi ce înseamnă mâzgă? Dar vă că-ți place cu cuvântul ăsta de tot repede. La mine în Moldova mâzgă e ceva mai urât decât un gunoi. Nu-s curioasă, sunt din Ardeal, nu-mi pasă la tine în Moldova ce înseamnă mâzgă. Nu-s curioasă ce înseamnă mâzgă. Dar la tine în Ardeal ce înseamnă? Că oamenii din Ardeal au bun simț. Nu-ți permis să jignesc. Dacă plâng, mă doare. Lasă-ne, că e ok. Oamenii în Ardeal au bun simț. Știi să abordezi o femeie? Tu ai bun simț? Că de când am intrat în casă asta numai mahala știi să faci? Tu ai bun simț? Păi tu ești o mahalagioaică, cum am spus și lumea mai devreme. Am învățat de la tine. Cum am spus și comănici, cum am spus toată lumea, ești o mahalagioaică. Da, 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 identic. E părerea mea. Identic. Învață în primul rând să te comporți cu o femeie și după aceea poate... Mă compor foarte frumos cu o femeie, într-adevăr, cu o femeie, nu cu o tentativă de femeie. Ești un penibil. Ești o tentativă. Ești foarte penibil. Ești atât de limitat și mi-e atât de milă de tine, de nu ai... Și mie mi-este foarte milă de tine, Ceachi. E foarte milă de tine, crede-mă. Ești un băiețel care are multe de învățat în viața asta și trebuie să crească. Și trebuie să crească. Și o să vezi că te-ai pus cu mine, cu mine te-ai pus. Se vede că ești băiețel. Nu o iau ca așa o amenințare, stai niște sau pus cu mine, Ligi. De ce luptător am în față? Nu ești deloc luptător. Te-ai pus cu mine, știi că am cuvinte, o mie. Știi că n-ai mai multe ca mine, nu? Cuvinte, nu există așa ceva. Tu n-ai facultate, eu am. Mă fac ceva pe facultatea ta și nu știi tu ce am eu și ce nu am. Ligi! Bateți coasa, Jador, că plictisește. Nici măcar nu poți să te exprimi, ok. Nu spune mie că nu sunt bărbat, că tu nu ești femeie. Eu nu mă comport. Nu, ești un băiețel, asta e. Auzi, eu mă comport cu o femeie cum e mai frumos, dar tu nu prea ești femeie. Băiețel, punct. Hai că nu mă mai intimidez și dacă vrei să o dăm în din alea grele, crede-mă că ți-o dau în din alea grele. De n-ai capacitate să le duci. Tu cu facultatea ta. Învață prima dată să vorbești limba română. De ce vorbi cu fata asta aici și cu Andreea? Am văzut că Andreea s-a liat cu ea. O tras-o din partea ei. Da, și azi o ținut cu ea. Am văzut. Eu din prima zi am văzut chestia asta și am zis că să văd ce urmărește. Mai ales că le-o trimis pe amândouă în casă. Să văd cam ce i-o băgat ei în cap. Că așa ea nu ar fi venit pe atac, știi? Chiar prima dată când a venit, nu m-a atacat, nu m-a luat în priere, nu nimica, nici cu întrebări sau ceva. După aia a început și am zis, băi, să văd ce-i poate mintea. Și a început cu chestii de astea. Am făcut-o de s-o contrazis și după aia atât am pus pressing pe ea din vorbe și din privit. Și a zis, eu cred că faci cuplu fake. Păi pui, eu am stat și am gândit-o, că atunci nu mi-a venit pe moment. Dar după aia am stat și am gândit-o. De ce a fi zis ea că nu știm cuplu fake? Că eu am prea multă încredere în tine. Da, și eu avut un argument. Dar ideea era că ea s-o gândea, cum o femeie ca mine să fie refuzată? Atunci cu dansul? Da. Cum se poate să fie o refuzată? Ea n-a luat în calcul că o femeie ca și ea nu poate fi refuzată, fiindcă am o femeie ca și tine.
Cum vine una mai frumoasă, sar toate pe să le mănânce. Păi stai un pic, că nu e așa. Eu n-am venit să fac parada mode, n-am venit, eu asta sunt. Asta are năsări Mariana în apărarea ei. Da, da. E cute Mariana, da. Nu zic că e cute. Da. Da, nu, n-ai de ce să pleci. Fii tare în gură și dacă ei să să pleci ele, nu să pleci tu. Nu ești mai slab, ce ești mai prejos. Auzi, ăla mai deștept renunță prima. Ce anume? Ăla mai deștept renunță tot timpul. Păi da, renunță, dar nu înseamnă că trebuie să pleci. Mariana! Mamă, dar nu plânge. Gigi. Mamă, dar se simte prost. Dar normal, bă, nu mai vorbiți prostii, băieți. Aveți grijă când vorbiți despre o fată aici. Mariana! Mariana! Deschide ușa! Mariana, deschide ușa odată! Nu-mi pasă! În casă, nu ieșiți! Nu linci, dau voi, Lubianu! Te rog, zi-mi aducă. Nu! Nu! Ești prea des! Mariana! Ești în emisiune! Livian, iau ieșit! Iau ieșit odată! Eu încă n-am ieșit! Mai să simt de rău! Ligi! Nu mă, Ligi, mă, frate! Nu-mi bate! Hai că plânge, Ligi, Mariana! Deschide ușa, Mariana, că e rău! Nu înțelegi! Nu! Deschide ușa, că nu se simte bine! Ce ai? Deschide ușa! Hai, deschide, Mariana! Deschide ușa! Deschide ușa, Ligi, că nu se simte bine, tu nu înțelegi! Nu! Deschide ușa, Mariana, doar, uite aici, bunătate. Deschide ușa și lasă-o să suporte consecințele dacă se întâmplă deschide ceva. Deschide ușa, te rog frumos. Stai, dă-te la o parte. Deschide ușa. Păi ți-am zis că ți-o deschid, dar stai un pic, că nu pot așa. Ce ai, Mariana? Am zis că ți-o deschid. Dar Bia nu are voie să iasă de câte ori când vrea ea. Vă lasă să iasă pe fata afară dacă nu se simte bine. Mariana, nu e șefă deloc, nu e șefă. Mă, oamenilor. Uite, cinci o ieși. Și am zis că doar Ligi. Dar lasă să ducă și cu cârdul. Cu cârdul? Cârdeți tot o dată. Dar m-am săturat. Aaaa, deschide! Măi, și când o să iasă. Când o să fie și un hoț, nu o să vă cred. Deci o să vă fure cu o trăzbă. Plânge, înțelegi? Plânge. Nu urlă ca de obicei. Înțelegi? Nu-i bine să urlați așa. O să pățiți odată ceva. Plânge. Și o să stai așa, știi? O să merg cu ele pe undeva pe mor. Plânge. Tot zici, nu-l băga în seamă, nu-l băga, e greu în fiecare zi să tot o facă cineva în toate felurile. Nu mai suport. Suporți o zi, dar încă 100 nu mai le suport. Nu-l băga în seamă, nu-l băga în seamă. S-au luat de picioarele mele, se iau de fața mea, se iau de buzele mele, se iau de sânii mei, se iau de tot, și nu mai vreau să stau aici. Să ne etalăm corpurile, să ne... Pare rău, nu am ce să facem mai greu, pentru puterea dragostei. Iar nu vreau să mai stau, să stea ei, să ne ajung. Nu mai înțeleg ceva, nu mai înțeleg toate nimic. Nu mai vreau să stau. Dar ții partea lui aia care eu o necunosc. Nu mai vreau să stau. Păi înseamnă că ai tot ce-ai spus. Păi scuză-mă, dar eu vreau să ne mulțim. Și nu e cazul să faci așa, să fie așa. Mi-a trebuit contentă cu părerea asociată pentru că nimic nu știu. Nu mai pot, Marie, de când am venit la aceeași chestie. Nu mai vreau să stau aici. Înseamnă să-ți pasă de părerea lui. Nu, e dureros să fii jignit în continuu. Asta e ideea. Îs om, nu sunt robot, să nu fete la nesfârșit. Îs om. Păi de-aia zic, suport o dată, de două ori, de trei ori. De două ori suport mizeria. Te afectează, orice afectează. Te afectează, nu trebuie să o spune nimeni. Să mă facă ceva tot ce felul. Emisiunea trebuie, e nevoie de oameni. Deci sala trebuie să fie cu oameni, vă rog frumos. Andreea! Nu urla la mine. În emisiune. Nu urla la mine, stau cu ea. Uite, Alex. Să stau eu cu ea. Nu urla, tu la mine că stau cu Ligi, da? Andra, ăsta. Andreea. Deci sala e goală. Dar nu pasă mie. Nu-ți pasă? Nu. Închid și nu deschid. Și nu o să mă amestec. Zice, deschide, deschide. Tu ești deasupra producătorului, tu te auzi ce vorbești. Și dacă mă rupe aia asta, mă, fetelor, acum nu-mi pasă ce spune Duga, ce spune producția. Eu am zis înăuntru, dacă te permiți tu să-mi scoți asta, păi nu o să fii în această misiune filmată. Tot ce ești și neprețuitoare. Poți să primești pe măsură, să arăți tu cât de slavă ești. Cât de invidioasă! Nu mai intru, serios, nu mai intru în emisiune. Dar eu știu că e rău. Deci nu mai vreau să intru. Este emisiune, sala e goală. Pentru ce ai venit aici să stai în baie, cum ești, să susții o fată cu mântuță? Nu mai vreau să ai nimeni nicio atitudine. Măi, toată lumea ați în mie, dacă ai lucrat pernă. Hai, gata, rămâi acolo. Eu nu te știu. Dacă sunt producător,
Constituția, nu! Nu îi respect! Să lasă viitorii să mă respecte! Nu, coac, îți dau... Puteia de... Nu! Deci, te rog! Doamne, ce doamne ar deci, cum... Dacă tu mi-e să-ți mângi în stigna, să mă dai în pământ, deci, eu nu, nu sunt nimic! Ia că am fost favorită, nu mi-a permis nimic, nici copernă. Mi-o dat cu baza în spate, m-o numit, o răcnit, mi-o dat... Faci odată, că nu ne interesează! Emisiunea e să fie oameni aici! Bă, dar taci, mă, că nu ești tu producător, taci odată! O să fiu, sunt șef acasă, în casă trebuie să stea, nu la țigară și nu la o fetiță care își vede... Păi, femeie, să-și arăte tu! Eu, că Andra face... Mai termină, Andra, Andra face kickbox și o dădea. Mariana, deschide! Nu-mi pasă, mi-ai dat insigna, păi ți-a dat insigna asta are valoare! Nu mă interesează, producția! Eu am zis, eu sunt șefa, a zis, eu am dreptul ăsta! Jador, ce ai avut de împărțit cu Ligi? Jador, n-a știut să facă dreptate, ce? Eu cu Bianca avem un fel de conexiuni și am avut un fel de conversații cu Bianca, atât, dar nu. Despre ce? Nu contează. Livian! Da. Ai dubii în privința Biancăi? Știi că Roxana te place foarte mult, Livian? Ca Roxana pe cine nu place, Andreea? Păi pe tine nu te-a plăcut la un moment dat. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17! Jador, ce ai avut de împărțit cu Ligi? Jador, n-a știut să facă dreptate. Ce? Eu cu Bianca avem un fel de conexiuni și am avut un fel de conversații cu Bianca, atât, dar nu. Despre ce? Nu contează. Livian! Da. Ai dubii în privința Biancăi? Știi că Roxana te place foarte mult, Livian? Ca Roxana pe cine nu place, Andreea? Păi pe tine nu te-a plăcut la un moment dat. Tu ai greșit, ne poți spus toată. Da? Da. De ce, mă? Băi, n-am vrut să știe, am greșit. Din greșit l-am învățat. Am greșit, astea. Vii da, și îmi ceri o explicație, eu ți le dau frumos cum mi le cer. Dacă vrei să fii ca o hamalea joaică și faci așa... Zi, iertați-mă, Fedor, am greșit. Păi, mi-am cerut iertare de la fetele corecte, care s-a comportat cum s-a comportat. Nu la una care mai e așa. De ce să stai un pic, mă duc? Vii și mă calci și eu să-ți ling talpa, nu? Cereți scuze de fațadă, nu? Bine. Chiar dacă... Și cine se simte, se simte. Ce, gata, punct. Nu mai avem ce să comentez pe... El că nu am zis eu, n-am zis eu chestia. Ce-mi ții mai tu, măi? 1,64. E și mică, e și șire. Mică. Hai, e mică. Tocul e ok. Mai înaltă ca tine, tocul. Stai cu minte. Mariana, te... Atinge de mine, chem poliția și o dau în judecată, îmi chem avocat. Ce înseamnă asta să-mi pui tu mâna pe mine? Băi, poate deschide ușa! Eu sunt mis de 3 ori, am reprezentat Moldova. Președintele țării a fost Mariana! Te-ai dus deja! Nu cred! Într-adevăr, uite, Mariana chiar se comportă ca și un lider când zice ceva. Nu o lovi. Gata, fără violență. Mariana! Afară! Afară! Tu te șfumează! Fă treaba mică! Tot ce vrei! Îl plânge și tu! Ești de primblă! Mâine o să fii! Mariana, ești... Gândește-te! Respectă-mă! Dă-ți cu vaza în spate! Smunge-te! Părul din cap! Rupe-ți rochia! Mă, mult mai vorbesc să mor eu! Eu nu am vrea cu bărbați! Am vrut în carieră! Eu sunt om cu nume, cu valoare! Nu! Stai să vezi! Stai așa, portul ăla! Te-am apreciat aseară o chestie! Care? Ai pus întrebare! Că? Ai pus întrebare! Las că vorbim, noi nu aici! E întrebat de mine. Întrebat de tine? Da. Nu, asta vreau să zic, că am apreciat că eu am fost ignorant și de asta. Credeai că știam păi că... cum să nu întrebi? Știam că te gândi că poate n-am apreciat, că am fost așa, dar că am apreciat de fapt, știi? Păi tu n-ai întrebat de mine și trebuia să întreb eu, îți dai seama, unul trebuia dintre noi să facă pasul, știi? Opa! Ia, ți-a dat înțelezire aici în casă, gata. Deci tu trebuie să... Decuți. Nu-mi place să mă grăbesc, fratele, deloc. Ce să faci? Nu-ți place ce? Să mă grăbesc. Lui Jador îi place să fie abordat. Mâine, nu e adevărat. Mâine, păi nu, ți-am zis, lasă-mă să fiu bărbat. Dar mâine, păi mâine, mă trezesc cu cine știe ce chestii cu tine și nu-mi vreau. Adică? Bă, Mariana, taci! Lasă timpul să decide.
Fereastră! Și eu mă gândesc că între voi nu o să am nicio discuție. Deci nu cred că aș putea să mă cer cu voi. Băieți inteligenți, fratele meu, merge acolo. Dar dacă ești... Ai, nu poți să te ceri. Că noi ne respectăm aici. Păi nu mă, dar ne înțelege. Voi nu aveți rușine, nu aveți rușine. Asta râde, înțelege, știi? Dar dacă ești... Dacă te ceri, înseamnă că ești... Găsește, de ce ți-ai luat pantoful ăla? Păi stai un pic, că de unde și că nu știu ce înțelegi. Nu e așa, uite. Mamă, ce acolo? Eu cred că nebunesc acolo, să bă, de ce dă toată lumea fetița asta dacă nu duce capul? Bă, și ea a recunoscut, nu mă duce capul, a zis în camera. Da, a recunoscut. A zis, bă, de ce dă toată lumea acum? Enervează, bă, lumea asta. Jur. Mai face și ea urât. Stai cu minte, nu mai subestimat nici pe Maria. Nu mai subestimat deloc. Deloc. Ce? Dar deloc nu trebuie subestimată, Maria. Poate, bă, n-ați văzut. I-am explicat de 3 ori o chestie. De ce bunicul, de ce bunicul, de ce cu ce scop, cu ce scop. Înțelegi, ador. Și ea nu înțelegea, ce ai? Cum adică? Bă, dar tu ești cu capul. Lasă-mă că explic eu după Bianca. Explic eu odată să înțeleagă. Ori face pe prostul ca să dea bine, ori lasă-mi în pace, mă. Din faptele ei de aici, ea nu poate. Deci mai tu e ok. Deci, Mariana, eu sunt stimată de președintele țării din țara mea. Eu reprezentam Moldova de 3 ori. Shanghai, Liban, Coreea de Nord. Nu niște fete care se în emisiuni. De-aia am intervenit și am zis că n-ai cum să fii zero sau... Și de-aia eu aștept bărbatul potrivit, dar nu așa, hop, hop, hop. Jador! Jador, să deschizi și mie ușa sus. Bă, ce s-a întâmplat? Hai să deschizi și mie ușa sus. Ce faci o bolancă pe aici? Bă, ce caută asta aici? Mamă, să duci și-o băiță cu Mariana. Un cuiat-o Mariana pe tine afară și cred că a înconjurat-o platou. Da. Fai, mamă, cred că o bate pe Mariana. Eu, vezi că o vii pe sus, Mariana. Ce faci asta afară cu o... Deci, pe cuvântul meu, dacă nu... Asta n-ai cheie de la ea? N-are. N-ai? N-are. Hai că trebuie să ai cheie de la... N-am cheie de acolo. N-are fată. Unde? Nu, nu te duci, că tu vrei să o pe aia. Da, mă. I-a făcut nervi. Robert, ține-te! Hă? Ține-te-o, Robert! Mariana, îți vezi ce p***i dau. Mica, boss? Vine-o cu a. Vine-o cu a. Lasă-mă. Vine-o cu a. Vine-o cu a. Toate la un loc nu se pune cu mine. Eu lupte. Sunt iubită de domn. Așa că ai făcut și lupte. Băi, fată, mă, dar pe pentru mine, ca sport. Nu-mi pasă, Bia. Da. Vaza la nimănui, nici la un sărman care stă întins cu mâna. Este și arată ea în zadar frumusețea aia, bobă și nu știu ce. E zero, e zero. Doamne ferește, la noi în țară așa fete numai o noapte, două și nici într-un caz soție, copii. Doamne, dar ce educație de la copii? O să stea cu țigara în mână și de ce să vadă? De aia zici și cu cățeaua și... Că-i păcat că are și lucruri bune, dar nu e ok să se pânească într-o emisiune. Ce pedeapsă vreau să-i dai? Să stai ca și... Cum? Dar care pedeapsă că nu vezi că tot ies, să fac ce vor? Doamne, Eli. O să stau doar eu în emisiune cu oameni calitativi. Uite, vorbim de Denise. Eu? Ce cu ce te ocupi? Cam întrebat ce pedeapsă vreau să-i dai. Asta. Dar că am fost curios. Baxter. Te dai la toate fetele, mă. Eu? Da. Nu e adevărat. Ia uite, bă, ce gospodină ea. Auzi, gospodină? Vii să vorbim. Dacă ne-am uit în casă, puteam dragi, să vreau să le cunosc pe toate. Băi, așa, da. Să purtăm o conversație. Îți plac toate fetele. Vreau să le cunosc, nu? Noi doi. Dacă nu mă dau noi, n-am cum să le cunosc. Du-te-i deschide, Mariana, și le dai pedeapsă. Da. Aștept pe ecranul să-mi zică. Eu, cuvântul meu are valoare. Cine da cheile lua? Să mai stai pe ușă, să mai... Mai uite, nu mai vrei ceva. Uite, părul ți-a șfilit. Păi a doua oară când stau după ea și-mi deschid ușă. Bă, de ce puteai? Vine, faci, deschide ușa aia, femeie. Nu pasă, te duci și tu acuș. Bă, deschide ușa. Ia du-te și tu, nu acuș. Deschide ușa să intre. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Nu vreau. Mamă, e nervat. Trebuie să zic când am zis eu. Chiar? Lasă țigara. Mariana, serios, bă, nu te... Bă, femeie, bă, da-ți zic că lăsați așa e misiune. Înainte se fumează și după. E lucru. La lucru când te duci așa, Mariana, faci... Mariana, la mine se pregătea amendă. Pentru întârziere, pentru țigară. E lucru, e lucru. Dar tu fumezi, Mariana? Nu. Și nici nu servesc alcool. Eu sunt fata perfectă. Băi, scuză-mă că mă dau la o pauză. Eu citesc. Chiar timpul ți-l petreci făcând chestii creative sau sport. Sigur, sport, te-am observat. Da, da, uite, dacă mi-e place de un băiat și de la toate... Trebuie să am eu o discuție înainte al lui Jador. Dacă îmi puteți o fată foarte, foarte, foarte mult... Dacă vrei, du-te. Pași, pași, pe așa că... Vii în grădină să vorbești ceva cu tine. Ce vrei să vorbești cu tine? Ce vrei să vorbești cu tine? Azi că nu e una să-i placă mult special.
Dar eu știu că balanțele se întâlnesc mai greu. A, m-am murdărit. Da, dar nu te iei balanță. Spre niciuna mai. Și treci balanță. Stai, stai, stai. Poți să dau pasă la Virgil numai așa. Bag, dă-i. Spune, Bogdan, ce vrei. Niciuna mai putea. Hai de aici, hai de aici. Bun, 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 bun. Bun, ce faci cu bun, bun, așa da. Da. Bun. O bătut pala cu el, gen cu manevri, cum ar veni. Bun. Știi, ne-am înțeles. Nu, e deșteaptă, știi ce vreau. Bun, bravo, bun. Bun, bun, rău, bună mișcare, jur, mi-a plăcut. Ta-na-na. Deschide mă ușa. Lecție! Bă, dați mă ușa! Să te abții de la fumat. Nu vreau. Nu vreau. Nu vrei? Hai să vrei cu mine. Eu sunt șefa, respect. Ce respect? Când o să fiu șefa, bate-te mă și când ușurile sunt închisă, o să fiți pedepsite. Fetelor, când n-o să mai fiu șefa, când n-o să mai fiu șefa, nu te deschide de altă ușa, că ți-o dat mesaj. Jur eu, jur eu, o să ai ce mai mult. Du-te, Mariana, că ți-o scris pe deschide ușa. O să te iau pe toată cineva așa una după cap, că nu o să fii mulțumită că ai dat în mine. Oh. Fata mea, ascultă, că nu o să mai fiu șefa, cu fata o să primești niște pedepse de la casă. Acum, Mariana, vrei să o deschizi? Deschide ușa, Maria! Că nu o să mai fiu șefa, ascultați. Deschide ușa și lasă vorba. O să dea niște pedepse, că o să fii la mine. Deschide ușa, lasă vorba. Dar chiar nu vrea? Da, hai să deschidem amândoi ca să nu fie problemă. De tine îi place, mă. Dar nu Jador. Vezi care manevri cu Jador, îi place din mine. Mă las, îmi place. Frate, am observat. Să ne cunoaște. Vreți să vă zic ce am observat? Ieri a venit Jador să pupe, s-a strâmbat. A vrut Jador să pupe iar, nu știu ce, a întors capul. Opa. A făcut Jador, Bogdan vreo două glume pe televizor, s-a văzut, imediat râdea. Am văzut tot. Ia. Observă. Da, e... Camera lui și-a fost de ca... așa, de... Probabil. Ai rosit camera roșie? A? Și ai rosit-o, da. Mă lași pe mine acum. Dar era sigură, era sigură că după aia... De m-am dat la ea până acum. Bogdan. Mă lași? Eu nu m-am dat la ea. Bogdan. Zi. Dar după aia era sigură 100% că deși eu ai rosit-o camera roșie, va petrece multe altele. Așa trebuie să se da. Stai. Așa, eu fetele, să vorbesc cu ele în privat. Tu ești mai... mai intim, așa. Dacă, mai văd, dacă scoți 6 propoziții pe gura asta, te desparzi el, vrei să te miri? Ia, hai, scoate-le, ia! Nu cred că ne despărțim. Hai, să dăm cărțile pe față. Tu spui tot ce știi de mine, eu spun tot ce știu de tine, vrei? Îți impui respect prin amenințări, pe bune. Numește-mi un om din casa asta ca nu te-o jigni. Hai, deschid ușa! Nu mai ziceți nimic, lasă-o să deschidă. Stau oamenii după tine. Hai, se joacă! Gata, închis casa și să aștept să termine emisiunea. Mariana. Ieri să nu crezi că am fost arogant sau ceva. Înțelegi? Că ai fost implicat? Arogant. A, arogant? Da, că... am văzut că... Că ai văzut ce?
că m-am supărat într-un fel, așa m-am retras. Da. Păi da, te-am înțeles. Adică am înțeles starea ta și... Da, ești deșteaptă, rău, îmi place. Faza de acolo, nu știu dacă a simțit-o cineva, dar am simțit-o. Dar a fost bună, bravo. Da, nu știu dacă a simțit cineva de acasă, nu știu dacă a simțit cineva, dar am simțit-o. Și e că contează. Bună mișcare, bun. Și nici măcar refuz. Bravo, bun, bun, bravo. Deștept. Da. Deștept lucrat. Și te simți vinovat de ce s-a întâmplat ieri? Gen, că am fost mai retrasă sau că... Că m-am comportat eu așa? Nu, nu. Că a fost vina mea. Că eu am fost la rece. Pe asta zic. Și sunt rece. Și voi fi rece în continuare. Doar că nu-mi place să mă grăbesc, nu-mi place să mă arunc deloc. Da, pe asta am spus și eu. Nici nu vreau să mă grăbesc. Nu vreau să mă grăbesc deloc. Pentru că dacă e să fie ceva... Ești frumoasă, ești drăgătoare. Dar multe fete sunt frumoase. Toate, dar asta mi-ai spus și știu. Sunt conștient de chestia asta. Nu am venit să... fac nicio competiție cu niciuna. Da, nu de frumusețe. Da, mi-a plăcut mișcarea de azi, adică m-a impresionat. Nu de bravo, ai stil, nu de nimic. M-a impresionat, nici... dragă. Tu înțelegi? Că m-a impresionat cu... Dar n-a fost nici măcar refuz. E talent, e așa talent. De sânge. Știi? Da. Ia-s așa, știi? Da. Da. Eu sunt șefa, trebuie să respect. Ce-ți permiți tu așa când fumezi, când vrei ești? Șefa, tu nu ești șefa. O să-ți spun de tot în viața ta. Așa o să fie exact la fel. Spune la fel, când o să super mai tare. De ce? Ține minte! Îți prea iubită pe domnul ce faci tu! Taci! Și arăți furia și ciunea! Taci! Taci! Și mă enervează Jador. Vezi că eu nu eram proastă cu Livian la început. Eu am fost partea aia mea care... pe care și-o doreau mulți. De la început. Ea trebuie să fii tu cum ești tu, mă! Dar sunt! Dar de ce n-ai tupeu cu ea? Da! N-ai! Ba nu am. Păi cine era tu s-o pup după gâcile astea? Ha? Cine era tu s-o pup după gâcile astea? Nu ne cunoaștem destul de bine, cred. Dar mă ador că am vorbit ceva cu el. Puterea dragostei, mă. Da. Ce lui îi place de ea? Păi da, cum îi place de ea, cum îi place de toate. Tu ce gândești cu să-l ia pe Liviana dans? Știu. Te-a luat pe tineri, ai văzut că te-a luat pe tineri. Știu manele. Da, știu și manele, în fine. Cu mine nu te pui, să arăți cât de dur, bă, da, cât te doare. Bă, că ne obosești. Eu sunt șefa, s-o șefa, șefa cu șefa. Acum, nu ieșați așa des. Nu, lasă să... Nu știați cum să mă gândiți. În emisiune până acum, taci, du-te! Cum eu sunt șefa, vă apucate și tu. De ce? De ce când eu eram în emisiune, nu ieșați? De ce nu ieșați când nu eram? Vreți să faci numai special? Nu-i mai explica așa, că eu... Să nu închidu, să aici. Când eram în emisiune, nu știați cum să mă distrugeți, cum să mă alungați. Acum eu sunt... Vezi, mă duc după Ligii, nu închide ușa. Că Dumnezeu de să ce... Ați văzut și ați pomenit așa ceva. Ia. Dar ce-i cu vrăjarea asta? Ia-i șefa, șefa unde? Șefa... Băi, asta mă ține mai rău ca la pușcărie aici. Dar suma asta... E cu astea, că nu mă alegi, că astea nici o secundă. Despre ce vorbim? Hai că te simt. Nu mai vreau să intru, chiar nu vreau să intru, sincer, nu mai vreau. Dacă mai închizi ușa odată, dacă nu-ți iau chelii, ștept chelii peste gură, ascultă-mă ce zic. O să spun de asta. Da. De fiecare gest a tău. Ascultă-mă ce zic. Bună ziua, nici pa. Ascultă-mă ce zic, că m-am calmat. Grav. Grav m-am calmat. Grav m-am calmat. Taci. Eliminarea acestui trece. Dă un exemplu prost tuturor lumii. Dar tu să răspund ce ai făcut. Mariana. Mariana. Prin judecată. Dau judecată că m-a atins, mi-a rupt asta. Nu, că nu, nu au vrut să fac asta. Judecată și atât. Nu au vrut să fac asta. Cât poate să pună mâna pe mine? Nu au vrut să fac asta. Cât poate să pună mâna? Cât n-ai niciun drept să ții cheile în mână și cu ecusonul. Ești capabilă să înțelegi, da sau nu? Ai văzut cât o la pe tine la dansă și n-am fost prost. Cu Jador deja dansase. Că Jador s-a băgat ca nebunul pe acolo. Nu, ea l-a ales pe Jador. Pentru că a văzut că era foarte agitat. Ea ne-a zis nouă. Pretext. Am înțeles că i-ar fi vrut să-l ia pe Livian. Pretext, nu, n-ar fi. Am că știu manevră. Atunci zic. Ce să zic? Dacă știi manevră. I-a făcut ea pariu cu mine. Nu pariu. Nu, am avut ceartă. Am avut ceartă ieri. Și am zis 100% că Livian nu acceptă. Și asta îi pare rău. Să mă duc din care. Ha? Să mă duc din care. Dar fă și tu ei, nu numai ea ție, bă. Fă-și rugași cum ție nu-ți pasă acum. Că dacă duci ca
disperatul acolo, îi crezi să iei satisfacție, că ea s-a dus cu ăla și tu vin pe aia. Logic. Eu să gândesc că acum uite n-a venit. Mai bine, mai bine să nu mai fac așa. Dacă vreau să tine... Nu, că nu vrei să-ți facă nimic, uite, așa vorbeați tine mai asta. Pe tine, păi vai de capul tău, dacă... de ce... Că nu are niciun dreptul să-ți ăla, ai auzit? Dacă vrei... Am eu drept și prea incultă. Ei, despre tine vorbești, Mari, despre tine vorbești. Taci. Voi trebuie să fiți prieteni. Da, unde? Auzi, dar șociru, cine va vorbești? Șociru, închine. Dar m-au distrus astea, că nu mai pasă ce fac. Asta e scopul lor, înțelegi? Ce Jador? Tare. Jador? Te ajută. Ce, mă? Ce? Fără să vrea, poate. Fără să vrea, da? Nu-i intenționat. Păi dacă nu luăm după intenții... O să te joace pe degete, mă, fata. Faci pare cu mine. Pare. Ce? O să joace pe degete. Vezi că tata bandit, eu cum mă prind, mă susting. Și dacă mă sting, e rău. În ce vă pare? O lună îți dau. Ce? A. Pe bune? Nu te cred. Swipe up? Swipe up? Vote me. Acum cât timp? Ieri? Da, băi. Good morning. Paula! Păi ai ținut-o! Paula, tu auzi ce zic eu! Nu! Nu mai țipați, am zis! Nu mai țipați! Înseamnă că... Nu mai țipați! Ia! Că m-a scos din sărite! Ia nu mai ai! N-ai cuvânt! N-ai cuvânt aici, în casă, Mariana! Paula, cu mine! Ce n-a zis cine ai și nimeni s-a dus după ea! De ce nu știam că mă distruge ele? Hai, vă arătați voi! Vai, ce mă-i urmă! Dar unde e Liviana aia? Să-mi rup mie maiou. Deci de asta o să răspunzi fata. Eu nu-ți bag foarte ca în el. Mi-ai mai trebuit să fac eu ceva pe maiou. Pe scară mi-o arunc, mă tras de mână. Deci ea trei agresiune. A patra mi-o arunc cu pernă. Normal. Nu, că nu vreau, Mariana. Știi ce e aia? Vrei la baie, vrei să răspund la bară. Mariana, fetele. Nu mă lăs, te găsești în gaură de șarpe și o să răspunzi. Nu, Mariana, că chiar nu vreau să facă nimic rău sau cu violență. De om, asta e bine. Mariana, dacă mă mai ameninți odată și mă mai scoți din sărit în halul ăsta, să de nu în gură. Deci mă jur că în gură, mă scoți din sărit în lață. Mari! Ești la puterea dragoste. Stai! La Mari! Stai scut în gură, dă aici. Jador și Bogdan niciodată să uite la așa o... Bă, dar ce faci, Mariana? Mă, eu am făcut ea mărât, auzi? Tu, Mariana, dar calmează, te nu, Dan! Ia, Dan, mine! Andreea! Stați în gură, că mă disperi! Stați, că nu vreau să te mai aud! Despre tine ai vorbit? Du, da! Nu te mai suporti! Nu mai vorbi și stați în gură că mă crisești pe aici! Asta ți arăt! Du, de aici, dă Ești! Nu mai pieptul știi să ți-l arăți Mariana, atâta. Mariana, cred că are și alte calități, nu numai pieptul acum, nu păi uite ce m-a făcut. Dacă ești, ești tu mai cu cigara și cu pipile, abține-te ăștia TV. Bătrânul, lasă-ne, că ești plină de râs după față, lentilatul, lasă-ne. Voi face și așa. Să te ventilezi. Și ce fac? Data viitoare, iau chele și le arunc așa în condiționer. Poate închizi cheile alea, ce părere ai? Da, da, și o să le scoți tu pe naș, pe urechi și pe nevrei. Era să zic eu pe unde le scoți. Asta e când... Gata, Mariana! Mariana, da, gata! Da, Alice a vorbit o conversație frumoasă cu... E... Slab. Taci odată. Hai, taci tu! Aia, înțeleg care... că-ți place de Livian și vrei să faci conversații cu el, dar lasă-l în pace! Hai grijă tu de cine îți place, nu de mine. Mariana! Da. Mă auzi? Da. Auzim. Bă, n-ai dreptate, mă, cum s-o țipă fata aia 20 de minute afară, mă, ești normal la cap? Eu am întrebat-o, intri sau ieși? El e permanent, a, moș, nu, eu vreau să o compătitez. Bă, nu e ok, adică avertizează-o înainte să nu mai iasă sau astea, dar n-o închizi afară. Dar nu spune-i a mie, bă, să la baie și nu vor să mă asculte, nu vor. Da, mă, dar zic așa că fac divers, putea să zică de tot, bă, nu mai ieși cu astea, nu te închidă direct afară. Voi sunteți sechestrați acolo, că noi suntem sechestrate aici. Mariana! Parcă-s la pușcărie. Ai zis Bia, ai zis Bia. O secundă, voi aveți sechestrate acolo, că noi suntem sechestrate aici. Că suntem închisoarea dragostei. O spus la Dumnezeu, portavoce. Să nu trebuie atâtea primblări.
I-a dat Dumnezeu portavoce. Deschide ușa, deschide ușa. Acum sparge timpanele. Unde mi-ai aruncat ăla? Deschide ușa mai repede. Iar te încui afară, Marian. Stai, că nu merge. Nu mai. Dar vezi că e deschisă. Da. Dacă mai închizi ușa asta, astăzi, jur că faci contact cu peretele. Dacă mai închizi ușa asta astăzi. De ce te uiți la noi? Bang! Deci dacă o mai închizi, bang, jur. Și voi, dacă aveți mai multe ieșiri, eu închid. Nu, nu închizi nimic. Nu ești tu șef aici. Bag aici. Ok, aici. Acum zic eu. Ce-a zis? Nu, nu, nu. Păi zice așa, că ușile sunt închise și gata cu ieșirile alea excesive din emisiune. Alo, Gărgărița. Și-am primit informații că nimeni special fac asta. Gărgărița, am primit informații de la băieți. Ușa de sus, da? O închid de asta nu. Nu are importanță. Care a fost în casă și a zis că noi special o să... Ce-o zis, băieți? Că în mod special să te enervează pe tine sau... Da. Păi tu o Jador și Bogdan. Nu am mai zis, tu la Jador ai în cap. Jador, nu e Jador. O zici și Bogdan. Nu e Jador. Și ei te-au păcălit. Nu a zis Jador nimic. Nu Jador la Jador la baie, vedem. La Caterinca. Lidiu în baie. O să fie pedepsit, ce? Plânge. O să primesc, da, eu, o să dau eu pedeaps. Dar unde mi-a aruncat aia, Livian? Livian, ai văzut unde mi-a aruncat-o? Supărată, rău. A. A zis Jador. Oricum o să spună, ori o să reproducă toată lumea, păpușa ceachi. Ce spune ea? Nu e ok. Și vorbește așa cu o femeie pentru Mariana. Nu, deci băiții au terminat-o cu noi. Ce puțin cu mine, eu nu am niciun lucru. Ușa este închise și dacă cele excesive. Nu e așa ieșiri până acum. Nu mai. Mamă, și astăzi n-ai văzut cum o dădea și Bogdan, că nu știu ce. Bine, frate, că tot noi suntem de vine. Bă, mă las, frate, dar pe ce să fiu invidioasă? Asta se întâmplă acum. Pe ce? Ce ziceam înainte de asta? Dia, că ai vorbit. Haideți, seara. Îmi sună Mariana. Și era cu ea, gen. Dar pentru prima oară în viața mea, răspund Mariana. Mariana nu vorbește la telefon. Niciodată. Pe video. Niciodată. Zona pe video. Și era cu ea. Am vorbit puțin, pe asta puțin prin mesaje, pe asta cu puțin pe video și pe asta gen. Dar gen așa tot, în lucrurile mea, că era și Mariana, era și Jador. Și... Uh-huh. Și la un moment dat am întrebat gendajul, dar ce face? Păi dacă tu vii la mine, mă, și pușcăria eu trag gâtul așa, înseamnă că nu-mi place de tine? Pușcăria e gen să mă facă gelos? Da. Tu îmi pariu cu tine pe cât vrei. Dar bine, s-o dat ea de gol, că de tine îmi place de el, nu. Te gândești, ah, ce face el cu el acum? Cine știe ce îi spune, cine știe... Te-am dat de gol că ești paranoia. Nu. Așa? Și un reminder de la camera roșie? Gata, știu că acum m-am gândit și ăla, el nu spune asta, nu spune. Lasă cine a urmărit emisiunea și o ținut un reminder de la camera roșie? Nu! Bogdan, care? Când este paranoia, înseamnă că place fata aia, wow! Ai nebunit, Bianca! Ați auzit? 20 minute, da? Dar mi-am dat seama de ieri, când a intrat fata în casă, de la alter, scuze, s-a uitat Bogdan la ea ca la Dumnezeu. Dar orice fată intră în casă se uită așa. A, nu, nu. Orice fată. El e caută scuze la toate. Dar nu, se uită, serios. Se uită la orice fată intră. Se uită la toate, dar o parcă o privit altfel pe Pandra. Bă, ce v-am spus eu vouă? Eu am văzut ieri, l-am văzut pe canapea. Înainte să intre fata asta, că am văzut că intră fată, am zis, bă, voi de fata asta, o să vă îndrăgostiți toți. Da, deci eram 1, 2, 3, 4. Păi, mie nu mă interesează. Să-ți placă. Nu voi patru o să vă placă la toți și nu o să știți cum să faceți. Ești cu suflet, ai un suflet foarte bun. Și îți place să aperi persoanele care nu sunt, sunt așa, gen... Pe Mariana, ai vrea să o ții sub aripă tot timpul. Păi asta fac decât să te păi văd. Și am văzut că te supără rău. Și ai interpretat greșit. Ai interpretat greșit treaba asta. Dar și mie îmi place chestia asta. Și mie de aia chiar sunt, nu știu dacă ai văzut că m-am atașat de ea. La început am înțeles și eu greșit, am văzut că e mai enervat rău în primul episod. Am văzut că se leagă de mine și tot și m-a enervat rău și... Dar până nu cunoști și am văzut-o și pe aia. Ea nu poate, ești de acord că ai văzut-o și în cameră și în afară. Nu poate. Degeaba zice toată lumea. Deci e inteligentă fata, crede-mă, știe să... Doar că atâta vorbește foarte mult, în rest, nu știu. Nu, dar nu se prinde la chestii, nu știu cum... Uite, nu s-ar fi prins niciodată la chestia asta pe care ți-am zis-o eu, aici și aici. Poate multă lume nu s-a prins de ce ți-am zis-o sau și acolo, de ce am făcut noi chestii, știi? La tine m-am gândit prima că... Nu, că i-am spus.
I-am dus în afară. Iubire! Da! Dar ți-ai luat copilul cu tine? Da, Mari! Dar nu-ți mai dezlipești privirea de la boxer. Nu se uită la boxer, se uită la Paula. Deci că e copilul tău. Vorbeam cu Paula. Roșiaticul meu. Ce faci, vorbești acolo? Bogdane, știi ceva? Să-ți vezi de treaba ta. Am zis? Eram foarte nedumerit. Cum de... Stai deoparte. Ce? Stai cu minte. Stai în banca ta. Am văzut că nu-l mai scap din ochi pe Baxter. Vezi că vorbeam cu Paula, adică și ar fi bine să-ți mai dă părerea să-ți vezi din viața. Erai acolo, tu te uitai Baxter pe pereți și Marinela era așa. Hai, zbor. Ei, naș. Mari, eu am observat. Vorbea cu mine, s-a uitat în altă nu parte. Nu mai observați, mă, că s-ar putea să observ și eu de acum încolo multe lucruri. Opa! Tare! Opa! Dacă observ eu și Bianca și Bogdan, s-ar putea să fie urât. Vedeți că eu nu observ lucrurile astea. Dar ce m-am venit? Nu, deci zis, prin chestia asta să înțeleg că observații la pachet. Da, 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 da. Ba, Livian, fii atent, îți dau acum un pont. Hai să vorbim noi ăștia cu... Cum se cheamă, mă? Care sunt noi mai ciudați, mai dubioși, telepati. Paranoici. Mai paranoi, hai să vorbim. Mai, gândește-te la ce zis Mari, că dacă observ eu, Bianca și deja. Bogdan... Gândește-te, gen, unde vreau eu să dea, că am știut... Eu, eu din prima secundă m-am gândit. Da? Da. Ei, atunci, uite, eu zic așa, îi zic lui Mari, Mari nu o să prindă, dar o să te prinzi tu. Să știi că așa e, Mari. Așa e, că dacă observ și eu, și tu, și Bianca, niște chestii, chiar e nașpa. Atâta zic. Ai vezi, zi treaba ta tu mai bine. Stai cu minte, că e greu, mânzo. Stai cu minte. Dar chestia asta pe mine nu m-a calcat. Că ești tu, nimic nu m-a calmat. Și nimeni. Numai atât ai făcut, ai pus-o în gardă pe Mari ca să nu continue dacă, Doamne ferici, ceva, sau i-ai dat un semn. Nu, păi da, vezi, nu nimic și nimeni. Că dacă eu vreau să zic ceva, acum zic, pentru mine Bogdan e nimic. Nu, 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 e altă chestie de ce era vorba. Atâta să bag în viața mea și relația mea și dă el cu părerea că mă uit eu nu știu unde, cred că tu te uiți așa. Nu, acum uite ce văd eu. Ai amenințat-o cu chestia asta și Mari schimbă subiectul făcându-te pe tine un nimic ca să uit eu de chestia ce-o zis-o ea dintre conexiunile cu voi doi. Nu-i proastă nici Mari, la vezi? Da. Nu, nu. Ce conexiune? Bine, Mari! Bine, Livian! Da. Păi tu intri și din astea bagi între mine și el, tu ești... Păi tu de astea faci cu mine pușcării de astea. Mă enervează că pușcării de astea să faci atare la tine, la brălat. Bă, gata, Marinelo, taci din gură. Bă, gata, bă, și tu, bă, și tu. Mă zic, mai de hain. Tăi, nu vezi că e paranoia, că eu fac caterincă cu Robert și cu Livian ca să dăm ții paranoia, dar tu chiar te ataci. Ce să fac dacă atâta poți? Nu mai dat tu mie paranoia, dar ce vreau eu, cui vreau eu? Vrei să-ți dau focul de te fac să plângi? Nu te mai băga tu cu mine în seamă. Dacă scoți 6 propoziții pe gura asta, te desparzi el, vrei să te minți? Ia, scoate-le, scoate-le. Dar nu mă enerva. Dacă scoate eu 2 propoziții pe gură, s-ar putea să zbori. Eu să zbor unde să zbor? Da. Nu cred că ne despărțim. Nu, Paula, nu, ajunge. Emisiunea vreau la baie, facă. Dar ce toate înseamnă? Da, mă, așa în continuu, nu mă ascunde tine și față... Îți recomand să te... Băi, despărțiți-ne pe aia! Livia, pe una vrea la baie? Mariana, du-te și cheamă-le pe restul fetelor și lasă-o pe Paula. Și de ce nu vrea? Du-te și cheamă-le, că e șef acasă-i. Împinge! E șef acasă-i. Du-te, ia fetele celelalte și du-te la baie. Dă-te acum! Bă, bravo, bravo, Baxter! Chiar ai luat atitudine, mi-a plăcut! Chiar da, așa... Nu știu care e problema ta, Marinelo, dar te atace aerea. Acum mai glumim și noi, cât de azi suntem aici, Bian, frate? Până la urmă, cu camera ta roșie. Ce cameră roșie? Camera ta roșie, că n-ai voie să refuzi, că nu știu ce. E greu să știi? A, știu și eu. Bă, Bianca, dar care-i problema ta, frate? Hai, mama, a intrat tu. Mama, hai, ia, zic, care-i problema? Rubensian. Dar nu e nicio problemă, dar faci un rând. Vrei să mă pun și eu să vorbesc? Vai, Mari! Să-mi deschid și eu papagalul? Vai, Mari, te rog! Vă zic că acum o chestie ceva. Voi credeți că aș putea vreodată să fiu gelos pe Baxter? Nu, dar eu cred că Bianca are ceva cu mine. De când am intrat pe calion, tot face chestii de genul și mă atacă. Măi, băieții ăștia au răzut mai devreme a zis și o chestie de genul care... Nu, Bianca, poți să spui ce vrei tu, și eu cred la fel. Da. Ce o să spui ce vrei tu, Bianca, atâta timp cât nu mă ataci pe mine într-un mod urât, poți să spui ce vrei. Dar cu ce te-am atacat, dragă? Poți să spui păi ea nu te atacă, dar te simți tu atacată, Marinelo. Eu nu m-am băgat în relația ta și Mari... nu am dat cu părerea niciodată. Cum nu te-ai băgat? Cum nu te-ai băgat? Nu m-am băgat. Mari este foarte obosită, nu numai fizic, ci și psihic.
Și cred că are nevoie de o pauză, nu numai cu mine, ci o pauză de la emisiune, și asta a spus-o și ea. Dar cred că Robert este cel care o ține aici, în forță. Mare, dacă faci de astea, Bianca, dacă faci de astea, dacă mai stau cu tine în cameră. Dacă crezi că eu mai vreau să stau cu tine în cameră. Dar crezi că mă interesează ce vrei tu? Bianca, te iau eu și o ia pe Andra. Crezi că mă interesează ce vrei tu? Mariana, vrei să ne mutăm din seară împreună? Ura! Te iubesc, bibișor! Pentru că Andra... În loc să-i zică că am luat aparat de lege, a zis că eu vorbesc mult. Mari, poți să stau să nu trebuia să zică. Bianca, pentru mine oricum nu mai contează nimeni în emisiunea asta. Mari, poți să stau cu Mariana. Poți să văd din vreo. Sunteți egali din moment. Tu nu știi ce mi-a făcut Mari, că tu vorbeai cu Andra în grădina aceea. Și vorbesc la modul cel mai serios. Și eu la fel. Jur, poți să-ți cauți colegă de diseară. Stai liniștit. Hai, să dăm cărțile pe față. Tu spui tot ce știi de mine, eu spun tot ce știu de tine. Vrei? Doamna, ce tu m-a menit pe mine? Dar vrei? Zic, dar pentru ce m-a menit pe mine? Dar zic, Mari, eu zic tot. Mari, dar nici mă interesează fată, dragă. Mari, taci din gură. Marinelo, tu cred că am impresia că nu știi cât lume știi niște chestii despre tine. Vă zic eu, tot ce știți voi despre mine este la televizor. Nimic în plus și nimic în minus. Așa e importantă, te crezi. Da, tot ce este despre mine, și trecutul meu, și prezentul, și tot ce se întâmplă în momentul de față, este la televizor. Viața mea toată mi-am expus-o la televizor. Și punct. Da, Maria, dacă aveți ceva altceva, da, nu te grăbiți. Vă rog frumos să scoateți toate dovezile în momentul de față. Și nu, nu te grăbiți. Nu, cu nu te să le scoateți, da, pentru că vă spun eu, nu aveți ce. Da, Mare, știu că știi. Și noi știm chestii unii despre alții. Dar ce zice asta despre tine ca om? Când tu crezi că ești în avantaj, că știi mai multe chestii despre noi decât și noi despre tine. Nu, dar ce am să știu ceva? Păi nu, dar tu acum ești. Hai să dăm cărțile pe față, ca și cum da. Tu ai 4 ani. Hai să dăm cărțile pe față. Păi hai să dăm cărțile pe față, dacă tot vreți să fim pe față, frate. Vezi că după episodul ăsta s-ar putea să rămâi fără prieteni, jurul tău, că ești. Dar nu mai, bă, pentru mine oricum tot sunt egal din asta. Asta zici că nu mă mai interesează nimeni și nimic. La asta cum e de Bogdan, că m-au trădat toți din sezonul trecut. Aproximativ. Sezonul trecut. Ești... Dar din sezonul ăsta, sincer, nu-mi pasă de nimeni și nu mai pun la suflet absolut nimic. Potoliți-vă, vă rog eu frumos. Nu mai băgați în relația mea dacă vedeți că mă deranjează. Păi ce faci, măi, te apropii de noi ca să afli chestii despre noi și la prima ceartă mi-am venit că știi... Am zis eu ceva de voi. Dar crezi că dacă ne ameniți... Asta? Hai să dăm cărțile pe față. Să câștig respect. Dacă ziceți voi de mine că voi știți multe despre mine, scoateți cărțile pe față, să vedem. Scoateți pe față să vedem ce aveți voi despre mine și după ce cine te-a amenințat, dragă? Bogdan. Observați după aia. Scoate ce despre mine și la sfârșit scoși ce am despre tine. Din câte văd eu, tu te dai singur de gol, nu e nevoie să mai zic. Păi nu, scoate, frate, ceva ce nu e la televizor, ceva ce ai tu așa și mamă e bombă. Hai să văd ce ai, că n-ai nimic. Credeți voi că am fost eu gelos pe Baxter? Nu, măi. Băi. Spus nu, adică mă, dar asta e așa, eu ce am, mă? Dar adică Baxter ce are? Mă văd eu cum mă văd, într-un anumit fel și n-am cum să fiu gelos pe tine, vrei să te mint? Tu vezi, mă, ce aici? Catifiaua! Bă, frumoșilor, gata! Tu-l faci pe la clar să simtă la urmă. Deci mare frumusețe, gata, bă! Vrei să te mint? Gata! Bă, terminați cu prostiile astea. Dar nu e vorba de asta, e vorba că Bianca ieri m-a atacat. Da, mă, dar nu mă gelos cu Baxter ca și cum Baxter e terminat. Nu e. Nu mai luat toată părerea, mă, să luat tot, să fac acum o discuție, spui că acum gata. Nu-mi plac asta. Nu-mi plac asta. Nu-mi plac mie să sunt omul la prost. Nu e bine. Nu e vorba de considera frumos, e vorba că toată discuția asta care s-a creat acum n-are nicio logică. Lasă că știu eu mai bine că din respect ar fi trebuit să tacă, cum și eu tac de foarte multe ori, tot din respect pentru ea. Tu, fată, l-ai făcut pe ăsta urât cu spume și după aia mergi la cameră și că eu Bianca, și dansezi cu el. Respect pentru tine, tac din gură și nu o să spun nimic niciodată, eu pentru că știi foarte bine de ce. Dar tu ce? Tu ți impui respect frumos. Îți impui respect prin amenințări, nu, pe bune. Dar se pare că te-am amenințat, te rog frumos să te abții când este vorba de Robert. Dar nu vreau să mă abțin, că nu vreau să fiu respectoasă față de tine. Înseamnă că n-ai respect față de mine și eu te respect ca fraiera pe tine. Leoaica aia care își protejează relația și se ceartă cu toată lumea pentru relația aia, înțelegi? Și chestia asta e exagerată. Bine, dar nu te interesează pe tine, Bogdan, cum vrei să pare acum îndrăgostita pământului care te cerți cu toată lumea pentru Robert. Nu este părerea, nu trebuie să te intereseze pe tine. Dar cum e viața mea?
aveți două, trei săptămâni când sunteți împreună. N-aveți copii împreună. Stai cu unul. Uite ce vreau să vedeți tricepsul din unghiul ăsta. Băi, băiatul. Băi, mamă. Am fost gelos pe tine, Baxter, scuze-mă. Pe mine? Da. Știu, mă, că ai și de ce. Ai catifeaua asta, care eu nu am. Mă, i-a plăcut nu contează, replica. Chiar dacă nu mi-a dat mie Bogdan, barba. Bogdan, i-a plăcut lui mare replica. Tu vezi ce aici, 90-60. 90-60. Aici eu n-am 90-60. N-am 90-60, dar... 90-60 e la fete, mă, la corp. Știi ce pot să zic, Sebastian? No, acum ce facem? Uvitele tâncă, uite, stăm. Bomboană de bărbat. Corect, frate, uite, stăm. Stăm. La ce te gândești, iubire? Ce direct, frate? După ce o să mă gândesc, o să vorbesc. Ma, chestia asta trebuie să o mai procesez un pic. Dar despre ce? După ce mă gândesc și o procesez, o să zic. Bravo, așa trebuie. Hai, iubire, zi, că te gândești la ceva. Asta ți-am zis că trebuie să o procesez. Dar nu mai procesa, ia spune direct. Nu pot să vorbesc fără să fie procesată. Trebuie să mai văd niște detalii și după aceea o să vorbesc. A, să mai stau eu aici cu Bogdan? Asta vrei să procesez? Pe nu bune. Detaliul ăla, că detaliul ăla l-am gândit. Alte detalii. Da, nici nu știu ce am vorbit. Generale, la ce te nu înțeleg. Nu știi ce am vorbit. Nu detaliul ăla, nu. Atunci ce? A. Mai e o variantă. Dar spune măcar, iubire. Spun când vreau eu. Nu? Degeaba te pui pressing pe mine. Spun când vreau eu. Nu mai nu, dar după aia... Adică e mai bine să rezolvăm aici, dacă avem... Rezolv după ce știu eu cam toate detaliile. După aia stai liniște că rezolv. Dar nu poți să-mi zici tu mie, spune că mor tu de nerăbdare. Trebuie să gândesc și să văd anumite detalii. După aia nu vezi că bufnește râsul? Nu interesează, e așa. Da. Cumva încerci să bagi bețe în roate? A, dar tu ce ai făcut până acum, iubita? Da, eu nu fac gesturi de astea ca tine mari. Da, cum? Nici eu n-am făcut până acum, Bianca. De două zile faci lucrul ăsta. Da. Și știi că am fost cu bun simț și am mai tăcut și n-am zis nimic, da. Eu zic că nu e bine te să ne atacăm. Te rog de acum să spui. Eu zic că nu e bine să ne atacăm în relații, părerea mea. Bravo, Lucia. Cum vrei tu. Eu zic să stai să te gândești la chestia asta, Bianca. Poate te corectează chestiile astea, Mari. Și nu te gândi la alții, poate te corectează chestiile astea și poate o să te ajute pe tine pe viitor. Iubire, de ce ești nervos? Deloc nu sunt nervos. Nu mă cunoști, nu. Vai, mamă, cum a fost asta? Nu mă e, dar cum îți umplă mâna aia pe piept și cu acordeonul? Andrei, recunoști că e nervos? Da, ceva. Uite, vezi? Da, da, cântă cu acordeonul timpul. Cum adică spui mie că nu te cunosc? Liviana, cum îți umplă mânuța aia acolo pe piept? Da, exersează. E ceas de la mecanic ce se încarcă, trebuie să-l mai mișc. Și nu numai, și fața. E roșu la față și tu nu ești de fond de ten. Dar, mă rog. Păi e nervos pentru lucrurile care le facem noi două. De asta e nervos. Adică cine a început, nu știu. Nu vorbeam cu tine. Îți zic de ce e nervos, că stai liniștit că dacă nu ar fi să partea cuiva, ar ține partea Bianca, îi dai. Păi de când am început să ne atacăm noi două, s-a enervat și el. Da, pentru că nu, probabil, nu mai spun asta. Nu ținem legătura. Da, poate nu înțelege de ce. Nu, poate nu... Ar fi bine să-i explici. Lăsând la o parte fata ce-a făcut, ce-a făcut Jador. Nu, da, urât. Cu ea, urât. Și era venit să inventeze, frate, că eu am vrut urât. Dar și de mine. Vezi ce e limitat, deci la minte. Ce prost m-am simțit eu, foarte. Vezi ce minte, în gustă poți să ai, că vină o femeie și îți face complimente. Eu nu sunt genul ăla care să mă legă. Am simțit prost, rău de tot, prost. Ce-i cu invențiile astea? A, știu că ți-e place femeile să roiască în jurul tău ca și... albinele la miere. Pentru asta nu mă dai exemplu. Trebuie să fii bărbat ca să poți să... ca să orească femeile în jurul tău. Și tu nu ești bărbat. Tu ești un frustrat. Păi dacă îți spune față că nu se fac relații cu niciuna, ce mai vrei mai mult? Eu cred că te macină întrebarea aia. Dacă eu aș fi prieten foarte bun cu Oianu și da, sunt foarte bun, păi te macină fi, întrebarea dacă m-ar fi trimis mai el. Mai minciunică mică, că ai fost întrebat. Ești prieten bun cu el. Că ne cunoaștem de la sfârșit. Întrebarea a fost de noi dacă sunt prieten bun cu el. Și am zis că e o cunoștință. De Oianu l-am întrebat eu de când Oianu este un prieten foarte bun. Mâncăm de la aceeași masă, umblăm zilnic. De când? De când? De câteva luni. Dacă omul a spus ieri, îmi place de mari Bianca și Bia. Am făcut un top 3. De ce a venit să spună că îi place? Am făcut un top 3. Pentru că nu știam pe cine să aleg. Mai a zis, de cine ți-ar place? Ți-ar plăcea.
poate chiar îi place, poate nu. Hai, dragoste, vorbești serios? Eu te înțeleg tu, dar nu trebuie să facem atâta ăsta. Bine, o vii să facă ceva, să încerce să facă și aia e. Da, ce? Și eu discutam altceva și el m-a întrebat de ce spun asta. Da, o sărit. Lasă-mă să vorbesc. O sărit în subiectul ăsta. Ok. În fine, nu mai vreau să mai vorbesc. Mai enervați. Nu mai, de... Lasă așa, nu. Ia-i apărarea, pui, vorbește cu ce el. Ce să iau apărarea? Nu începe cu din astea. Pe o calme situația, nu tot mediatizat da, cu subiecte de 2 lei. Da, situația. Calmează-o. A fost trimis să facă ce vrea. Ce ai fost trimis să faci? Să te bagi în relație? Bagă-te, să mă ștrangulezi pe mine, ștrangulează-mă. Că o să revin din morți. Baxter! Da? Știm cu toții că noi băieții mai vorbim între noi. Gen, uite, cum sunt eu cu Bogdan, mai ales că Oianu e genul ăla ca să spună la lume ce a făcut, a spus, gen, bă, uite ce am făcut, el a spus aici, în emisiune, da, pe afară. Uite ce am făcut eu cu Bianca, că am făcut așa, că i-am făcut așa, i-am făcut așa, i-am făcut așa. Probabil tu știi mult mai multe decât de știm noi. Corect. Ei, și tu ai venit aici... Deja cu o imagine formată despre asta. Dai seama când chestia asta, un prieten de-a tău spune chestia asta despre fată, tu nu ai imagine tocmai bună, mai ales fiind prietenul tău, ai aceleași concepții ca și el. Mai și vii și clar, și tocmai venim de aici să spui chestia asta. Fiecare cum vede contextul. Rău. Fiecare cum vede Mariana. Contextul. Eu ți-am spus, mie mi-a plăcut de ea ca persoană din primul sezon. El, toată lumea a încercat și prin video ăla care îl văzusem cu ea despre Oianu și despre ea. Am văzut niște chestii acolo, am zis... E ceva normal pentru o fată. Wow! Nu mai închid. Dar tu, când am intrat în casă, m-ai atacat puțin. Nu, fată, mi-ai profilul. Înțelegi? Era ceva normal să-ți răspund la fel. Bă, da, v-a schimbat planul bine, rău. Că am văzut că ți-ai luat rolul de bodyguard foarte serios dincolo. Pe mă, casă. Ai văzut cum se învârte Mariana Sraia. Băi, cred că Baxter vă desparte relațiile, bă, băieți. Da. Știi că cum l-am văzut pe Baxter atât bă. De... Gagicar! Și cum arătai lângă Baxter pe canapea? Deci că erai tată să... Numește-mi un om din casa asta ca nu te-o jignit. Unu, spune-mi unu. Acum mergeți pe Ligi. Ai văzut? Zic de Ligi. Trebuie să închizi ușa. Păi, Jador, nu doar Ligia a jignit-o, că toți din casă. Auzi, acum merge cazul de Ligi. Și prin simplu fapt că... Păi m-ai jignit ca să mă slabă și o să plâng și o să plec. Dar nu e așa, nu Andreu. Pasă. Și prin simplu fapt că i-ai spus, lasă-mă să-ți spun, prin simplu fapt că i-ai spus, bă, te-am văzut în poză eu cu Bogdan? Dar nu-mi pasă. Când am văzut în poză, am văzut o bombă și când te-am văzut în realitate... N-am mai zis, dar în fine. N-ai zis? Dar numai prin simplu fapt că îi zice că este un om cu probleme. Ai zis, Jador. Și Jador tot susține lucrul ăsta că Mariana este un om cu probleme. Da, este un om care... Toți am zis pe Mariana. Ascultați-mă, fetelor. Papa, lasă-mă că m-a pus pe ecran. Bă, Mariana, lasă-mă un pic să vorbesc. Andreu, da. Știi foarte bine că n-am. Mă mai jigniți că sunteți fete. Între voi vă mai jigniți. Dar nu niciodată, știi că mie nu-mi place și cred foarte mult... Da. Niciodată mă, foarte niciodată nimeni nu trebuie să se creadă aici. Alo, piața! Lasă vrăjala! În primul rând, tu n-ai suflet în tine. Unul la mână, tu n-ai suflet în tine. Ești de o răutate cum nu mai stă toți la un loc, n-au atâta ură cât ai tu în tine. Și atâta răutate, crede-mă ce spun. Ești o ființă exagerată de rea. Crede-mă, fratele meu. Stai deoparte, nu te liniștește-te că ești patetic. Știi și tu că greșești, dar nu te crede aici. Mi-e scârbă de tine deja. Provoc creață, crede-mă. Pentru că toți suntem aici. Ai înțeles? Cu mine nu mai ce mai vorbi. Aici e decât el. Noi suntem aici. Marș, marș, marș. Teoriile astea ție să ți le spui, uite-te în oglindă, dragul meu, și vorbește-ți. Ligi, vorbește ca o doamnă ce ești. Mariana. Andreea, te-a jignit, dar ea nu se crede aici. Păi zis că eu sunt jos. Nu uita, era de tine. Când... A zis la nervi, o să zic că foarte mult. Toți sunt și eu inclusă. Ești enervantă, Mariana. Ești enervantă și uneori scuți oamenii din sărite. Este adevărat. Dar bine că eu am răbdare cu voi. Uneori scuți oamenii din sărite, dar nu trebuie să te credem aici, că
Dar pentru toți că a suntem spus egali. Pe... Toți suntem că aici. Autodescrija, pentru că a spus că fii mălți, că toți suntem egali. De unde asta egalitate face? Dacă i-a spus mezga asta, înseamnă că e deasupra. Tu, mă, Andreea, poate și-a făcut mai ceva alunecos. Andreea, tu nu înțelegi ce face el acum? Taci, băi, mâzgo! Ia taci din gura, mâzgo! Că chiar mă super! Ia te rog să ta! Gata, te rog, lasă-mă! Pentru că era un circ aici, eu încercam să explic o situație, iar de Mariana nu se putea și am spus de nenumărate ori să tacă. Nu ne lăsa nu să te vorbim. Mai băga în seamă, băi! Tu n-ai nici umanitate măcar în tine, omenie, nimic păi de genul ăsta. Păi eu blochez, ce? Ești da, un suflet rău. Tu ești aici și ești noi suntem ai, aici. Nu mai noi, că e vorba de tine și de mine. Ești nu băga toată tu așa, ești nu aici, spălare pe creier. Noi suntem aici, nu noi spălare pe creier. Tu ești o deșteaptă. Tu te ții așa. O inteligentă. Te descrii în totalitate. O super mega. Te descrii, băiatule. O fată super mega deșteaptă și inteligentă. De ce nu s-a văzut în România? Te rog frumos să ne ierți pe noi pleava de jos. Băi, băiețelule, te rog să ne ierți pe noi cârpele, sau cum a zis? E vorba de tine. Mâzgic, mâzga, să ne ierți pe noi mâzgele. Da, Mariana, nu te rog să ne ierți. Lasă! Existăm pe lângă tine. Nu aberați, că n-are rost. Era vorba de Mariana. Haideți să o lăsăm așa. Dar unde nu poți să dejinească așa cum să facem în locul meu? Ești penibil, frate. Chiar nu-ți dai seama cât ești de penibil. Tu, din momentul ăsta, tu cu mine discuții nu mai ai. Sincer, tu cu mine nu mai ai viață de atitudinea ta din toate punctele de vedere. Mă bucur, poate nu te mai crezi sus. Lasă-mă în pace, te rog. Să nu te mai crezi sus. Acolo, uite, nu m-am mintu ca ta chestia asta, că eu mă cred acolo sus. Iartă-mă, nu vreau să te fac să plângi. Oamenii care ies cu mine știu ce fel de persoană. Nu vreau să te fac să plângi, chiar din suflet te spun. Să mă ierți că te fac să plângi. Deja m-ai făcut. Să mă ierți că te fac să plângi. Stai liniștit. Iartă-mă, nu-mi doresc asta, dar nu te mai crede sus, că nu e bine. Nu, bate-ți coasa, că e cel mai bine. Bate-ți coasa, că ești un pisic de viață. Nu înțeleg chestia asta cu coasa, vorbiți pe limba mea. Trebuie să cumperi oamenii, dar la mine nu mai ține vrăjala. Te-am iertat, Mariana, te rog, lasă-mă. Te-am iertat de nenumărate ori, frate, ai înțeles? Nu, tu iartă-mă că te fac să plângi, dar trebuie să-ți revii, Ligii. Trebuie să-ți revii. Nu, curioasă de tine! Fiecare lacrimă pe care nu mai nu vreau să mai vorbesc cu superioritate nimănui din casă. Crede-mă ce ți spun. Nimănui nu vreau să mai vorbesc cu superioritate. Ai masa ridicată pe suferința altora, tu o să o plătești, scumpule. Crede-mă ce ți spun. Nu, tu o să te bucuri. Tu o să te bucuri când o să-ți dai seama. Habar nu ai despre ce vorbești. Când poți fi la fel ca noi, nu o să mai fii sus. Eu am vrut să zic, o să vin cu frate. Crede-mă ce ți spun. Crede-mă, că știu despre ce vorbesc. Iartă-mă că te fac să plângi încă o dată. Ia nu știu cât au arăt. Nu-mi doresc asta, chiar din suflet, te rog să mă ierți. Dar nu mai te crede sus. Nu e corect. Față de niciunul. Nici măcar nu știi despre ce vorbești. Te folosești de un cuvânt și îl repeți. Gunoi, mâzgă. Asta faci tu. Asta faci tu. Mâzgă. Da. Noi suntem mâjdi. Băi, nu mai... Ce mâjdi, bă? Doamne, ferește. Da, dar ați văzut că ăsta e stilul ei de la început, n-ai ce, ăsta e stilul ei, frate. Da, frate, dar nu, da, nu, oamenii slabi. Stai acolo! Taci din gură, mâzgă, taci din gură! Bă, ce-i asta, frate? Nu eu, suntem oameni, bă, suntem oameni, frate. Ce de bun e. Suntem în Istanbul, suntem singuri, unii pe alții n-avem. Da, cum știi să mă jignești în fața milioanelor de oameni, să știi să vii să scapi dar și pe orgoliu. Dar tu ce-ai făcut, mai numim mâncă. Să vii să scapi pe orgoliu și să spui scuză-mă, bă, da, cum știi să scoți chestii spurcate. Gata, mă, Flage, gata, mă doare cap, nu mai vreau să vorbesc. Pedro. Nu mai vreau. Care se face de la nisoare și la ploaie. Ai purtat o discuție normală cu Jador, te plângi. Dar când, de exemplu, sare mare pe mine și se bagă și Bia și sar toate... V-a zis să veniți aici? Da. Wow, dar mă duc și eu. Tare vreau la băieți, tare vreau și eu la băieți. Tare vreau și eu la băieți. Tare vreau. Mă, dar nu mă pupați pe mine, treceți așa, parcă sunt invizibilă. Hello. Vedeți, fetelor, să nu ziceți că Bogdan se... Deci băiatul ăsta, toate ziceți că el se suie pe toate. Uite că în primele săptămâni, două, mă cuprindea și mă pupa. Deci Bogdan nu sare la toate, cu îmbrățișările și cu pupicurile. Mă rog de el să mă pupe și să mă cuprindă și nu vrea. Bocalul? Da. Deci toate că el sare pe toate și le pupă. Eu îl rog. Vă iubesc. Ura!
Mi-e rup mare asta, eu. Sărutul. Mi-e bună. Dar scoate limba. Încă o dată. E sărbătoare. Valorile noastre nu înseamnă nimic. Ca oameni. La, 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 la. Sunt în mari și tari. Jador, cere scuze. Pupo, că plângi. Lasă-mă tu, că n-am nevoie. Ce faceți? Nu vrea. Sunt să știu pe acolo. Ce? Bateți coasa, fă pași. Am învățat o frază nouă. Și mâzgă, ce înseamnă am dat? Valicios. Ce faci? Ați trecut domnul mânz. Iartă-mă dacă te-am supărat. Stai un pic să vorbesc. Iartă-mă dacă auzi, te-am supărat. Nu, nu. Bună, domnule. N-am vrut să te nu există, Jador, te rog, nu să, nu, te rog să mă lași. Atâta spun, lasă-mă, frate, că mi-e scârbă. De scuzele astea tale fățarnice, lasă-mă, în pace. Ce faci, mă, mânzoiule? Așa concentrat ai fost pe grădină că ai uitat de mine. Jador. Deci, serios, eu nu vreau să stau în preajma lui pe bune. Nu chiar nu da, sunt. Dar nu vreau, frate, nu mai vreau. Dar nu vreau, fraților. Ce zi eu mișto aici? Ce, dar ce zi eu? Mișto, vorbim, ba, suntem da. Maturi. Zici că suntem maturi. Nu, n-am ce vezi. Nu, tu ești maturitate. Nu ești matur. Nu văd de maturitate. Nu am ce să mai vorbesc chiar. Dă dovadă de maturitate. Nu, dacă ești copilă, du-te acasă. Da, eu vreau să fiu copilă. Măcar am fost copil cu bun simț și nu rănesc oamenii. Ai rănești oamenii măcar am frică de tine, să fac de tine. Auzi, hai să spun eu ție o chestie. Tu simți că orice presă dai mine. Am văzut chestia asta de când am intrat în casă. Fetele că o fac pe Mariana are cu amenință că o bat, că o înjură de și multe alte chestii, nu le vezi. Nu le vezi. Ai răutate plină. Stai să vorbim. Nu mai am ce să mai vorbesc. Să-ți fie rușine atât. N-am înțeles. Ce m-a șoptit la urechi? Viceversa. Că am fuge ochii. Aud Bogdan și-am presia gură și cu mine. Băi, ce ai, măi, fată? Vrea să facă triceps sau biceps. Nu, cum ai făcut tu? Marina, ia ridică. Marina, face ai... dorsale acum. Da. Măi, ce ești kamikaze, bă. Ce ți râzi? Și n-am dreptate? Acuș mare și mai tare o să mai sus că stau cu tine. Mă duc la Livian, dar și Bianca, acuș. Mă duc la ea doi, acuș. Mă, mânjilor, ia ieșiți din cușcă! Da, dar mă gândesc că tu nu te simți inferior față de el. Din niciun punct de vedere. Nu, eu nu bag în seama așa ceva, dar uite, de exemplu, dacă eu ar veni la Bogdan și ar avea o atitudine asta, pentru că Bogdan e nou și nu știe cam cum să treabă. Jador, Andrei, hai, afară! Ce simți? Da. Zic că mare să ia ce stă lângă tine, Bianca de Livian. Deja Livian se duce de lângă mine. Nu se ia mare, nu. E? Se ia. Deci bateți coasa în altă șură. Fă pași. Dar nu ar fi mai ușor să zică fă pași. Ia nu plec. E mai scurt. Poți să iei mâna? Fă pași, hai, fă pași. Trebuie să mă învăț și eu așa... Iartă-mă dacă te-am supărat. Nu, nu există. Nu, la tine nu mai există iertare. Nu, când îți pare rău, nu mai faci. Punct. Dar nu te mai cred așa, că nu-mi place. Tu, tu mă vezi așa, eu nu mă cred așa. Punct. Nu, te rog, nu mai vreau să intru în polemici cu tine, lasă-mă în pace. Atât. Du-te de, nu, du-te de aici, frate. Du-te de aici când ți-am zis să te duci. Ești un fățarnic, Maxim. Lasă-mă, nu-mi juca mie teatru aici, că nu mai ține vrăjala. Măi, Lige, așa să-ți fie rușine, nu, să-ți fie rușine. Așa sunt eu. Lasă-mă, Jador, te rog, ia mâna de pe mine și îndepărtează-te. Îndepărtează-te, că e mai bine. Dar nu te... Chiar nu, nu există. N-ai făcut altceva în casa asta decât să-mi pui mie o etichetă super urâtă. Cum că sunt urâtă, cum că picioarea mi-s nu știu cum, fața mi-s nu știu cum. Nici nu mă mir de ce băieții nu se apropie de mine, frate. Păi la ce hate ai? Am auzit din gura mea? Da, am auzit din gura ta, da, 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 declara Roxana. Da, 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 bineînțeles, din gura ta. Din gura mea? Da, din gura ta am auzit. Mă, e legit? Nu, nu, nu. N-ai, lasă-mă, frate, să-ți fie rușine, ai tot ce pot să spun. Trău pe maică, vezi dacă e mândră de tine cu fazele astea. E foarte mândră. Nu-i mândră, când tu faci de asta, îți garantez eu că nu e mândră. Îți garantez, frate, îți garantez că nu e. Și lasă-mă, te rog, și nu mă mai băga în seamă.
Bă, dacă mă duc după ea, tot ne simți prea mult, nu? Bună, Ligi! Te stau cu tine aici. O să stai, că nu te mai aud. Nu-ți mai răspund serios. De ce? Da, că ești un om rău și nu mai vreau să... Dar nu sunt un om rău, ești un om exagerat. Ești foarte rău, frate. Vreau să-ți dai seama de chestia atâta. Am auzit că părinții tăi sunt la fel ca ai mei. Nu mă mai interesează povești cu tine. Cum să te crezi așa când ai primit ce-am primit și eu, probabil, nu? Nu știu ce ai primit tu, dar eu nu seamăn cu tine. La răutate, deloc. Cum? Eu nu seamăn, nu știu ce ai primit tu, dar eu nu seamăn deloc în nesimțirea și în răutatea ta. Nu, Ligi, vreau să-ți dai seama că nu e ok ce se întâmplă. Nu, spui povestea ta și aberația ta. Atât ai tot. Lasă-mă, te rog, în pace. Nu am de ce să mai îmi dau seama. Ar trebui să-ți dai tu seama de răutățile care le faci. Răutățile? Da, de când am intrat aici în continuu, dai. Ligi, din gura mea ai auzit vreodată să zic eu... Andrei, da. De când sunt eu în casă asta? Ai auzit vreodată să zic eu de Ligi care are picioarele strâmbi și că e urâtă? Nu ai zis tu, o zis oricine o să... Ma, dar de ce? O zis altcineva. De ce șoci așa de mânșat? Lasă-mă, frate. Nu, n-ai zis tu în mod direct, dar o zis... Oare cine o zis? Roxana, oare? Zoiu? Roxana. Ca să fi zis voi, gen. Da. Ai auzit din gura mea așa ceva? Măi, da, gata, mai Ligi. Dar vreau să fiu lăsată în pace, dar nu, nu mai vreau să stau în emisiunea asta, vreau să plec acasă și punct. Nu, nu mai vreau. Nu mai vreau, frate, sunteți, îmi provocați greață de fiecare dată. Greață. Cine sunteți voi să vă bateți joc de oameni? Greață. Cine sunteți? Greață? Lasă-mă, da, mi-e greață de comportamentul ăsta, sincer, mi-e greață. Greață. Să mă jignești în ultimul an, să dai în toate felurile mie și pe aceea să vii ce-mi scuze. Gata, scuze-mă, ți-e greață. Lasă-mă, frate, în pace. Vezi de treabă. Da, el așa să nu-i spune. Uite, mai ascultat la Roxana, cum ai spus lucrurile astea cu mine? Ai vrut să faci din astea și mai să zicea, ha, ha, vezi, ador, ne-am pupat. A fost bun. Credeam că Bogdan a fost un film. Nu-i așa faci, să fii zador, vă tău jucați. Bă, ăștia nu serios niciunul, așa. Bye, bye. Nu vă mai jucați. La revedere, băieți. Pa, băieți. Ești bine, Ligi? Da, ba, da. Ești bine? Da, azi bine. Nu mi-ai demonstrat că sunt sora ta. Haideți să te puși pe tine. Nu mai jigni și tu, fetele, bine. Mariano. Că vezi că din cauza ta mă cer cu toate. Tu închizi aici cu cheia. Vezi că din cauza ta mă cer cu toate. Lasă, lasă! Lasă! Mariana, vezi că trebuie să te duci înapoi. Dar nu le mai jigni și tu. Bătrână. De situație, gălăgie în cuibul, bătrână, șase misterii dragostei. Cocoașă, cocoașă. Eu sunt șefa pe toată casa, închid și la băieți și la fete. Vă-mi cu peste tot. Auzi, Bianca, numai cheia la inima bărbatului meu nu o am. Dar ce-s de buni băieții și nu rătăcioși, cred că am inima și la ei. Cheia inimii băieților. Ce înseamnă periuță? Adică cum ce se apelistă? Păi uite, Andrei îți spune jador că e piriuță. Când lingușești pe cineva. Că ștergele la toate inimile sau ce? Când lingușești pe cineva. Lingușeală, ok, scrim. Bună ziua! Bună ziua! Bia, poți să mă duc să văd dacă se simte bine să vină? Nu se simte, că am vorbit eu prea în pat. Ligi, vine acum. Mariana, ce ai făcut Biei? Nimic. Pleacă și ea după Larisa, cred. M-am dus, am văzut în pat, i-am dat pastilă de cap și... Pastila care trebuie, da?
Da, ea zicea că, oi, ce faci. Doamne, dar n-aș fi luat o pastilă la Mariana nici dacă mi-era extrem de rău. Din da. Ce motiv? Că să mă fac rău? Chiar atât. Posibil. Astea sunt ale mele, mi-a luat pentru mine. Bianca, Mari. Da. Nu veți mai fi colege de cameră? Nu. De ce? Cred că ne-a ajuns timpul împreună, adică stăm de prea mult timp împreună și... Și eu cred același lucru. Eu am mai zis asta și am mai vorbit odată cu Bia, acum vreo câteva săptămâni, și am zis că cred că am petrecut prea mult timp împreună și deja, nu știu, începem să ne atacăm de acum, să ne certăm și sincer n-aș vrea să mă cert cu ea, pentru că cred că am fost prietene oarecum în unele situații și ne-am fost alături una alteia. Bine, bine, de la ce a plecat cearta? Că m-am băgat eu în relația ei. Te-ai băgat? O părere. Mi-am luat cu părere. Ce anume? Că n-a fost ok, că s-a dus la camera roșie și că a dansat cu băiatul ăla. Ai făcut-o aici în emisiune sau una? Da, și ai insistat, Andrei, adică a zis-o și am ieri zis și ieri și aseară, i-am spus și în emisiune, astăzi. Mm-hmm. Adică ok, am înțeles părerea ta, ai spus-o ieri, ok, te-am zis bine, Bianca. După care mi-a mai zis și aseară ca să mă atace și astăzi și tot a continuat cu chestia asta pentru că știe că Robert s-a supărat și oarecum m-am simțit un pic vinovată pentru că l-am supărat și a tot încercat să dea acolo. Dar ea a zis că, el a refuzat pentru că așa e format emisiunii, că n-a putut să refuze că așa e format emisiunii. Nu știu că se poate refuza, că ți-ai pedeapsă după, e partea a doua, păi dar... nu am vrut să-mi iau pedeapsă. Mă rog. Cine știe ce pedeapsă îmi dădea care să mă facă să mă cer mai tare cu Robert? Bună ziua! Bună ziua! Bună! Mai înțeleg de mine. Jador, ce ai avut de împărțit cu Ligi? Ce are mereu de împărțit? Ce să fie rău. Ligi, o să spun, dar nu te sper, da? Ligi a folosit un... niște cuvinte... Unu. Deodată. Unu. Mâzgă. Bine, să spună ea atunci. Hai, că au spus amândouă și Andreea și Ligi. Zi. Să spună ea că ți-a de mine, o să mă oprească. El a generat. Nu, corect dacă a zis doar un loc. Și pe... Nu, încercam să rezolv problema cu fata nouă. Cu problema cu fata nouă și Mariana striga în continuu pe aici. Și la un moment dat m-a deranjat, că nu se mai putea înțelea... Care e problema cu fata nouă? A postat o chestie foarte urâtă la adresa tuturor. Acum Bogdan zice să nu ne simțim, doar că dacă postez toți din emisiune sunt eu sunt prințesa, mă scuzați, dar asta nu înseamnă că sună la toată lumea. Păi eu nu am postat nimic. Nu am făcut. Bine, frate, hai mă. Ai distribuit postarea? Deci la ea pe Instagram, la story, a apărut o postare cu prietena ei filma în momentul în care era emisiunea la televizor și a zis: Doamne, tu ești o prințesă pe lângă specimenele acestea. Ha, ha, ha. Și a distribuit și noi am văzut și ne-am simțit, adică toți. Nu, adică a fost urât pentru că a fost primită frumos cum de noi specimene? Și mi se pare de prost gust să te comporți așa cum ai reacționat. Ți-a trimis mesaj. Pune cum ai reacționat. Am să spun și partea a doua, stai liniștită. Okay. Probabil fetele înțelegeau dacă era postat înainte să intre în emisiune, dar ea a intrat în emisiune. Păi a fost deja postat de 7 ore, când noi ne-am uitat, a semna undeva pe la ora 5 după masă ai postat-o, când deja ai fost aici. Baxter, vorbești cu Oianu și cu None? Cu None foarte puțin pentru că... Despre ce? Cu None? Da, da. Dacă vorbești. Cu nimic legat de Casa Puterea Dragostei. Nu prea e credibil. Dacă îți cer să-mi aduci telefonul acum, mi-l aduci? Trebuie. Să aduci. Doar vreau să văd eu, pentru mine. Conversația cu None? Și cu Oian. Nu mai am, eu am șters-o. Dăm să văd că nu există. Eu nu țin. Dăm să văd că nu există. Ce să duc? Livian. Livian. Iubire, du-te tu. Ce drept și mie mi s-a părut puțin bizar. Ai telefonul la tine? Ai telefonul la tine? Baxter. Du-te cu el, bodyguardul. Bodyguardul meu. Ce drept și mie mi s-a părut puțin bizar, doamna Andreea. Că el odată ce un prieten de-a tău îți face o imagine despre altă fată și tu să vii aici. E ca și cum Bogdan a reușit din casă, eu aș fi prietenul lui care ar trebui să intru, îmi face o imagine despre Roxana, că uite Roxana e așa, m-a înșelat, uite așa, exact. așa, am făcut cu ea așa. Și după aia vine aici și zic că îmi place Roxana. E puțin dubios. Apropo de cei care au ieșit deja și apropo de ceea ce se scrie pe grupuri și toate cele. Bogdan! Da.
Ai încercat să, nu știu, să vorbești cu Ștefania, cea care a fost cu Adelin? Da. E paranoia. A fost pentru că, știu că s-au despărțit. I-am dat niște like-uri și ea s-a atacat. Și de ce a postat Adelin, ce a postat despre tine? Despre Bobicioi. Eu am fost cum ar veni bonus. Ah, păi bonusul întotdeauna e mai bun. Exact. Ah. De ce mă ștergi? Vezi că e o cameră sus. Nu știu cu Andragoste. Stai că s-a făcut pace. S-a găsit și capac. Nu, ne. N-am nicio conversație. Pe Facebook ce am vorbit cu el, îl întrebam cum pot să ajung aici în casă. Asta tot. Nicio discuție despre Casa Puterea Dragostei. Da, legat despre persoanele respective din casă. Dar nu trebuie să poți să citesc și jigniri și de toate, că nu o să zic nimic, crede-mă. Ce am văzut aici în telefoanele lor. E gagicar băiatul, doamnă. Ia uitați, doamna Andreea. E gagicar, doamna. Ia uitați, doamna Andreea, că doar n-am citit nimic. Nu mai tare cu tine, Zato. Ia uitați. Atât? Verificați la e-mail. Verificați pe e-mail, doamna. Poate la serii. N-am la e-mail. Ai știut tu. Instagram, posibil. Da. Uitați, doamna. Zic eu, are conversații cu gagici din cauza asta. Lăsați-l, măi. Ai conversații cu gagici, bă? Din păcate, a șters. Din păcate, a apucat să șteargă. Bine, hai să lăsăm vorbăria la o parte și să vorbim lucruri serioase, reale. Da. Bun, deci, ce ai avut de împărțit cu Ligi? Ce cuvânt a folosit? Ce cuvânt ai folosit? Mâzgă, i-am zis că tați, că ești o mâzgă. Ceva scârbă. De pe stradă. Dar nu e... El neștiind în ce înseamnă mâzgă, pentru că a folosit acest cuvânt în trecut. Neștiind ce înseamnă, s-a supărat. I-am spus eu că e de rău. Dar nu numai așa, e problema, doamna Andreea. Dacă nu te poți controla, vreau să ieși afară. Mă obosești teribil. Vreau să lași foile alea. Vreau să lași foile și vreau să nu mai comentez la absolut nimic din ceea ce se întâmplă. Nu vreau să, dacă vrei să comentezi, vreau să o spui tare și răspicat încât să te auzim. Dacă faci... Oprește-te. Bun. Deci poți să comentezi, dar tare, să te auzim. Nu. Continuați, vă rog. Da. Tu, Ligi? J-ador a început că eu sunt tentativă de femeie, că el nu-și dă seama când râs sau când stau serioasă. Nu tentativă, că nu ești femeie. Și mai rău, că nu sunt nici măcar femeie. Apoi și tentativ. Că sunt păpușa Ceachi. Toate răutățile cu care el de fapt a început de la Maria. De bun început, de la începutul emisiunii. Da, da? Acum ai vorbit, acum pot să-mi spun și nu, eu, da? Nu, că mai am puțin de zis. Bine, ok, puțin de... aștept. Așa. Faptul că această domnișoară, iată de ea, la toți trebuie să ne fie foarte milă de ea. Momentul în care m-a jignit în prima gală și mi-a dat cu nesimțire în demnitatea mea de femeie, neștiind nici măcar o bobiță de orez despre mine, J'ador n-a știut să facă dreptate. Ce surprinzător, doamna Andreea, nu vi se pare? Mie foarte tare mi se pare. Adică foarte surprinzător mi se pare. A zis să-mi cer scuze și mi-am cer. M-am luat de ea. Nu, eu n-am auzit așa. Da, a spus să-mi cer. Ți-a cerut scuze și zilele trecute când te-a pus J'ador. În gală m-am luat de ea. Și la mai puțin mie. Ne cerem scuze, nu intrăm în detalii. Deci cam așa e. M-am luat de ea în gală. Băieți, sunt mari. Da, da, mi-ai spus să-mi cer scuze. De fiecare dată să se trezească, dacă nu J'ador sau Bogdan, una dintre fetele de aici, să mă judece pe mine, dacă nu într-un fel în altfel, să dea cu răutăți din astea care eu nu înțeleg de unde le vin. Concluzia mea e următoarea. Și mai ales J'ador e un om exagerat de rău. Deci așa om rău, eu n-am mai întâlnit în viața vieții mele. El pretinde că e un om bun, dar nu e. Și vreau să vă spun de ce. Și-a cerut scuze de o grămadă de ori. Ligi, nu vreau să te văd plângă, nici nu vreau să te văd tristă. Surprinzător că iar a făcut. Adică eu așa gândesc, doamna Andreea. Dacă chiar îți pare rău că ai făcut pe cineva să sufere sau l-a no, ceva, îmi pare rău pentru că plângi. Ligi, este o diferență. Îmi pare rău pentru că plângi. Pentru că îmi pare rău că plângi. Dar nu îmi pare rău de învățătura pe care ți-am dat-o, pentru că nu tu
proroc. Ar trebui să nu te proroc. Mai crezi aici. Da, asta e problema. Pentru că nimeni, niciunul dintre noi nu suntem mai sus. Toți suntem la fel pe acest pământ. Nimeni nu este mai sus. Dacă Mariana este mai așa, trebuie, nu trebuie să o credem mai așa și să o călcăm în picioare pentru că ea este mai așa. Într-adevăr, are niște probleme, dar nu trebuie toți să dăm în ea. Mai ales că știm povestea de viață puțin. Un om, că oamenii ca ea ajung rău, încă ea este puternică. Nu te mai folosi de Mariana. Ha? Nu te mai folosi de Mariana. Nu mă folosesc de Mariana, pur și simplu simt nevoia să o protejez. Nu. Simt nevoia să o protejez. Dacă tu crezi în chestia asta o falsitate, este părerea ta. Îmi pare rău că asta este părerea ta. Dacă pentru cuvântul mâzgă îți permiți să faci astfel. O să fac aici doar ceea ce simt. Mi se pare că faci mai mult decât simți. Dacă ție ți se pare așa, îmi pare rău pentru tine, Ligia. Pentru tine. Înseamnă că n-ai întâlnit oameni până acum. Am întâlnit, crede-mă. Doamne, și eu am fost uimită cum a numit și nu am avut replică și de aia și a fost și el afectat. Mamă, am fost uimită și n-am avut replică. Dar nu e ceva atât de urât. Nu a fost într-adevăr așa de urât. N-a fost într-adevăr. Mie nu-mi place atitudinea ta de superioritate pe care o degaj oamenilor. Noi, Ligi, toți din această casă, să știi că și noi suntem oameni. Și tu mănânci cu o lingură și eu mănânc tot cu o lingură. Dacă ceilalți vor simți nevoia să-mi spună, cu siguranță o vor face. Andrei, care aproximativ un pic mai avea și era iubitul tău, este de aceeași părere cu mine. Ce bubă, dar nu m-a băgat între mine și Andrei. Între mine și Andrei au fost doar un nivel de socializare. Aveai aere de superioritate și cu el. Nu suntem superiori dacă avem un leu în plus. Dacă avem silicoane, dacă avem păr, nu suntem mai... cu nimic mai special. Da, poftim, ce concluzie ai tu? Da, este părerea mea și mi-o spun. Cum tu și tu, nu vreau să credeți că suntem mai superiori, că avem un leu, silicoane sau chestii. Nimeni de aici nu este mai presus decât nimeni. Toți suntem la fel. Nu vreau să mă transform într-o... pe fata aia. Hai să merem, așa vrei să zic, ca să vă arăt cât de simplă. Doamne ferește, dar eu nu vă pot înțelege. Dacă un om vorbește limba română frumos, înseamnă că e arogant? Sau ce, frații mei, vă ziceți de ce vorbiți? Cu ce sunt arogantă? Eu trebuie pe fata asta care, și pe restul care mă cunosc de aici. Aveți cât de arogantă sunt cu ele când ies. Și fata nu a fost emită de reacția ta. Te rog, lasă-le pe ele. Nu s-au simțit niciun minut sub mine, sau se simtă. Nici o secundă, mă. Și părea că să fie o bătaie. Nu te mai e. Care local? În restaurant. Ce vorbesc eu și ce zicea? Eu vorbesc de Andreea, vorbesc de... De ce m-am pus în fața lui Andra? Dar tu ce vorbești? Și fata m-a dat să te-ai făcut așa. Dar tu ce vorbești? Dar ce am fost acolo? Mai am și noi am fost acolo. Păi, dar era să te spărat. Și deja doar acum de mine și de... Doamna Andreea. Ia gata, liniște puțin. Ia știe, Ligi. Ce-ați făcut azi dimineața la mine? Tu martor, să oameni de la recepție. Noi avem, Mariana. Eu am văzut story. Noi ne-am uitat la... Ea și ea, noi patru, noi cinci. Și multă lume. Noi am văzut story aseară, la ora 12, nu mai știu. Mă rog. Și a trimis un mesaj. Mai nepoliticoasă pot să fii? Și a pus un râs, nu? Și ea înapoi, iar răspunde mai nepoliticoasă de atât. Poți să fii? Poți să fii. Doamne, ce ferește, și te semne tale. Nu, Ligi, doamna Andreea. Tu să nu-ți permiți așa să dai în față. Și mă pun în fața. M-am pus în fața. Dar să ne lase povestea. Știi și ce scriu, doamna Andreea. Ridică-te un pic, doamna. Deci eu la fată m-am pus cu fața. Dacă fata nu te uite, ce te faci așa? Nu e ok. Dar tu este ce știi, Mariana? Adică tu vrei să răzi cu ce? O să simți mâna? Păi de-aia nu contează dacă a văzut sau nu ce ai scris. E gestul pe care l-ai făcut. Are dreptate, așa ai făcut. Da, ea e bun simț. Deci dacă tu vrei să vorbești ceva la ea, să vorbești eu. Dar tu de ce nu i-ai răspuns? Îmi cer scuze, o să știu cum o să iau. A venit prea hamăle. A făcut gestul de hamăle, cea că dacă vine apă, a fost răspunsă. Ea să răspund eu. Da, bun. Eu nu înțeleg de ce e Maria. Deci urăs, dar și când nu sunt curioasă, da, m-a luat așa, m-a sfidat pe față. Mie mi s-a părut total deplasat. Pentru că vreau să vorbesc cu ea face-to-face. Acum vorbești de o oră, vorbești. De 7, de 10 vorbesc. Da, de 10 ore eu vorbesc. Vreau să vorbim... Păi da, ce să vorbesc dacă vine așa direct și sare pe mine? Și s-ar băgatea, hai să fim serioși. Am făcut să vorbesc cu turma. Exagerările sunt altă. Tu mi-ai cerut explicații, ți-am explicat că a fost treaba și gata. Nu trebuie să-ți dau explicații. S-a întâmplat asta. Nici măcar nu vorbesc cu tine în momentul. Păi da, simt eu să vorbesc cu tine, pentru că vorbești despre mine. Ce crezi eu? La voi acasă. Vezi? Iar dimineață. Cum? Ok. Bine. Eu am lăsat deschis, da? Pentru bine. Că, da.
Iar dimineața, când am întâlnit-o jos la hotel unde luăm micul dejun, am dus la ea și am zis că tupeu de genul, tu să nu mai ai cu mine. Ce? I-am zis că tupeu de genul, să nu mai ai cu mine. Și am făcut exact așa, doamna Andreea, aveți cuvântul meu. Momentul respectiv... Dacă m-am băgat, eu înseamnă că simt la agresivitate care poate să mă dacă nu opriți, eu nu mai suport pe ființa asta cum se tot bagă. Deci dacă nu opriți, tu, femeie, nu mai răspunde în locul faptelor mele. Te rog frumos, că ești enervantă. Camerele, vă rog, la colo. Ia, în momentul ăla, ridicam mâna la mine. Evident că am strâns mâna, ca și când nu te pune cu mine, că nu e cazul, că deocamdată nu am dat în tine. Și imediat a intervenit Andreea și a zis, băi, ce se întâmplă? Stați puțin. Deci nu te-am împins. Nu, a venit așa la mine direct și... Deci eu n-am făcut nimic, ce se întâmplă, explică de ce gesturile astea. Eu ceram explicații în momentul de fapt, în momentul... Nu, ți-am făcut o avertizare, să nu mai ai tu, pe nu ți-am cerut explicații. Puteai să vii la mine cu mulii, nu vreau să faci, nu știu să-mi spui, Andra, mie nu mi-a plăcut sau nu știu ce ai greșit. I-am spus, dar am spus că am greșit. Ți-a spus seara și ai pus o râs înapoi. Ți-a spus iară și ai pus o râs înapoi. Ți-a spus mai bine, să fii mai iurea de atât. Și ai pus o râs înapoi. Asta ce înseamnă? Că pur și simplu ai fi dat-o. Mâna pe ea, Ligia, asta vreau să știu atât. Mâna? Și ai făcut și cu mine. Păi da, ai venit direct așa să mă iei din primire, așa, știi? Da? Păi așa ai făcut. Și tu că ridici mâna? Cu ce am ridicat mâna? Nu a făcut nimic, a înținut-o. Asta e ce să fac. Deci atunci chiar minte, serios. Să o iau, să o iau ține în subiect. Da, aveam de ce să o prind de mână dacă nu ridica mâna la mine. Nu înțelegi apărarea că și ea a postat ceva urât de ea. Că asta e panglaliță, nu știu ce a scris acolo. Ne-a explicat de că nu înțelegea, a repostat, dar nici nu știu ce era. La Mariana îi place să repostezi ceva ce nu știi. Mariana face proastă acum, pe neșiutoarea. Am repostat ceva din emisiune. Exact cum a făcut ea și a făcut și ea. Păi, ea a postat clipul postat de ea și scrie acolo, nu este bine, adevărat. Bine că nu cu tine. Andra, Andra este la masă, ce ai făcut de spărăză? Taci un pic să spun, că nu știu cuvântul, tot uit. Nu este adevărat, ceva, este o panglalică, nu știu ce. Ceva de genul, am văzut și eu, dar eu n-am repostat. Dar nu-i fața mea. Dar eu nesimțindu-mă, nu i-a spus nimic. Doar să știți cuvântul. Adică gen cealapa din grecul ăsta. Ceva rău. Dar nu e fața mea. Ceva de genul. Da, adică nebună. Ceva de genul. Cineva mi-a trimis și mie story-ul. E de pe show-ul, nu știu cum. Și n-am recordat. Și ea să face că nu știe acum cum ar veni. Dar cum poți să distribui ceva și să nu citești ce scrie? Măi, nu e fața mea, nu e numele meu. E un video din emisiune. Și că e video din emisiune, și că e video din emisiune. Dar eu m-am apropiat de așa. Andra, ce ai făcut? Ceva ai făcut? Am zis, dar normal. Nu, de tine n-am zis. A zis acolo, în paranteză, de Mariana nu, atât. Petrilor, da, e de pe contul ei. Asta este părerea ta despre fete, Andra? Sunt prea rele, nu știu. Dar tu nici n-ai cunoscut ca să-l pui. Nu a fost atât de bună, eu nu am spus că sunteți frumos. Eu când am intrat în casă, eu nu m-am comportat așa cu fetele și nici nu mi-am permis să le spun vreun cuvânt. Tu ai intrat și cu un aer puțin, cu nasul pe sus și mă și postez de noi urât. Tot aveți cu nasul pe sus. Păi așa ești. Ce vrei să mă pentru tine ce să fac? Așa. Dacă ai impresia despre emisiunea asta că sunt specimen. Păi eu nu am venit să metalez ținute, n-am venit să metalez frumusețe. Am venit dacă e să găsesc dragoste și dacă am venit faptul că ai venit să mă bat de să și noi să să arăt că eu sunt mai exagerat. Fac am șapte pe la lasă invenția. Ai ce ai spus? Tu ești scoată. Stai cu ea, nu vrei să invenții. Aseară imediat după ce s-au mai și tu respective, te afară, te rog. Cum că... Acum te duci. Cum își permite ea să vorbească așa de voi când ea este escortă și cu o grămadă de poze și cu site-ul? Escortă de 7 luni, de zile, nu te-a primit. Pentru păi dacă și despre ce ne trebuie. Ei, nu știu despre ce vorbești. Sunt poze pe site-ul respectiv care tu nici măcar nu ai pe contul de Instagram. Păi dar nici nu știu despre ce e vorba. A, un hacker ți-o fi spart laptopul și ți-l-o luat de acolo. Sunt poze de pe Instagram, nici nu știu de ce. Hai mă, fratele. Dar ți-l arătăm dacă insiști. Păi arătăm. Aș vrea să încetați, să nu mai faceți acuzații fără dovezi clare, pentru că sunt acuzații foarte grave. Avem dovezile de asta, fetele vorbesc. Eu cu Bianca avem un fel de conexiuni și am avut un fel de conversații cu Bianca, atât, dar nu. Despre ce? Nu contează. Livian, da. Ai dubii în privința Biancăi? Știi că Roxana te place foarte mult, Livian? Ca Roxana pe cine nu place, Andreea? Păi pe tine nu te-a plăcut la un moment dat. Livian, da. Ai dubii în privința Biancăi?
Nu, a fost cearta asta dintre Mare și Bianca. Da. Au început cu reproșurile, cu toate că mă durea inima că se ceartă două prietene. M-am și bucurat fiindcă a început să-și arunce una la alta și mai acumulez niște informații. Iar ce-ai Mari, aflat niște lucruri? Ce-ai aflat? Da, la acuza lui, sau a lui Bianca sau lui Bogdan, o zis așa: Mari, vezi să nu observi unele lucruri. Și Mari, răspunzând nervoasă, a zis: vezi să nu observi unele lucruri la tine și la Bogdan, fiindcă ați, nu știu cum, amândoi. Adică eu inclus la pachet. Ați ce? Nu m-au zis, exact așa au zis. Nu mai știu finalul. Dacă observ eu, Bianca și Bogdan niște chestii, nu. Așa, nu, ba da. Nu. Dacă, nu, dacă observ eu la tine dacă și la Bogdan. Dacă observ eu la tine și la Bogdan niște așa lucruri, s-ar putea să fie urât. Exact. La tine și la Bogdan s-ar putea să fie urât. Atunci n-am reacționat. Și am lăsat de interpretat pentru că așa am vrut eu să las. Ori nu, stați să-mi termin. Ori a fost ceva separat. Să-mi termin, că nu a fost separat, că eu inclus la pachet. Eu fiind foarte bandit, am așteptat să văd reacția la Bianca. Bianca nu a mai schițat nimica, însă Bogdan o trecut pe poziție de atac și a zis: vezi că, nu știu ce, un fel de încet. Atunci Mari o trecut pe poziție de defensivă și l-a făcut pe Bogdan nimic. Ești un nimic, adică o schimba subiectul ăsta, înțelegeți? Ca și cum... O disimulat. Da, dă direct pe Bogdan, ești un nimic, că... Și atunci am înțeles, stați un pic, că s-au atacat trei persoane pe aceeași temă. Și ceva e, cum ar veni? Ce ar putea fi? Nu vreau să-mi fac idei. Nu, după părerea mea, eu știu că Bianca nu ar face așa ceva și în mintea și în sufletul meu, însă... Nu, în sufletul meu, însă mintea... Așa ceva ce? S-o dea și în alte direcții. Însă mintea mai mă-mi dă câte un șoc. Brr. Ce zici acolo? Frate, tu crezi șoc, un șoc, eu... șoc, nu-mi zice nimica, un șoc numai. Dar tu crezi că eu cu Bianca gen am vorbit acum, în momentul ăsta, sau, nu știu, separat, sau pe la spatele tău, gen? Ceva de genul, nu știu la ce s-o referi. Nu, fratele, nu. Nu să vorbească, să... N-are nicio treabă, crede-mă. Poate i-o scăpa ceva gestul. Îți garantez eu, nu. Nu, adică nu-s filme de-astea, că nu. Ai, Doamne. Dar pentru mine sau pentru cine, dar? Pentru tine. Nu, pentru Bogdan. Nu înțeleg, s-a întâmplat ceva acolo și nu, vreau să știu. Are dubii probabil în privința acestea. Are dubii Livian, dar nu pot să cred că gen, adică e urât că eu cu Livian râdem pe foarte multe chestii și avem o, cumva, o sincronizare. Da, da, aici nu cam dubii și pe tine gen, știu, când da. Faci tu glume. Eu am dubii pentru ce o zis Mari. Adică, păi da, da, tata, adică două prietene gândești... când se ceartă și reproșează lucruri, scot adevărul la iveală. De ce ar fi zis Mari asta? Eu zic la ce m-am gândit, de-aia și eu în toate materialele și în toate testimonialele, eu de tine numai caracter, cu minte, laudă, că știu că n-ai face așa, dar m-au pus pe mine pe gânduri chestia ce-o s-o Mari. Adică mi-au dat, bă, Bianca, eu am alte așteptări, Bogdan, am alte așteptări, nu, știi? Frate. M-au zăpăcit un pic, cum, ce-o văzut? Nu. Adică m-au și făcut pe mine să nu, ca și cum n-aș fi văzut eu anumite chestii. Doar am lăsat nu arată, de interpretat, nu e neapărat că acolo poate a fost ceva sau poate nu, nu știu. A fost ceva? Doar am lăsat de interpretat pentru că și Bianca a lăsat de interpretat foarte multe lucruri. Chiar astăzi mi-a spus Robert că atunci când prietenii mei spun unele lucruri, de exemplu, nu știu, zice că, bă, Mari, nu te place atât de mult, el stă și se gândește că poate este adevărat pentru că sunt prietenii mei și chiar bănuiesc că îl interesează de părerea lor și cum văd ei situația. Și atunci același lucru este și la Bianca și la Livian. Și am zis să las și eu de interpretat dacă ei tot lasă așa. Plus că Mario a mai zis o chestie într-o gală. Ce anume? Tot așa l-o ceartă cu Bianca, ca și cum... Lasă că și tu atât ești de... Nu. Ca și cum nu-i curioasă de mine sau nu-i place de mine, ceva de genul. Ah, da, chiar. Nu era în gală, era în ziua când s-a pus ea în fața televizorului și a rugat-o eu frumos să-i dea din față. Da, chiar. Nu s-a dat și făcea ea pe geloasa pe Mariana și am zis că ești geloasă... Nu, adică gen am dat-o că nu e geloasă, ironic. Că nu are, da. Nu, într-o și gală. Și tu ai înțeles, da, în gală s-a dat materialul. Bianca, și tu Bogdan. Ai înțeles că nu are sentimente. Da. Aveți ceva de ascuns? Noi vorbeam altceva astăzi. Noi, dacă eu cu Bianca avem un fel de conexiuni, cum am și cu Livian și nu știu dacă. Ui, e greu, dacă ești cu băieții, nu-i bun. Nu, serios, ne înțelegem la nivel, adică nu trebuie să folosim cuvinte ca să vorbim cum ar veni. Și am avut un fel de conversații cu Bianca, atât, dar nu. Despre ce? Nu contează. O să-i spun lui Livian, dar atât. Gelozie, sentimente. Da, dar nu în direcția în care credeți dumneavoastră.
cine da. Pe cine place. E, nu zicem. Zic eu ție, puși atâta. A, dar Livia nu știe, gen? Nu. A, și de asta faci așa? O să afle. Nu vă faceți griji. Dar noi n-am vorbit. Noi suntem bandiți. Livian, ce față făcut? Da. Ți se promite un material. Dar nu-i pentru el materialul. Bine, pentru altcineva. Dar știi, Bianca, că i-am dat și eu un... Atunci zi tu! Nu! Dar ți se pare normal să ai secrete față de iubitul tău, Livian? Dar nu secrete, m-am apucat să vorbească. Dar nu-i de el vorba. Dar mai știi, ales cu Mocan. Dar e mai frumos gen așa când... Iese lucrurile când trebuie, Andreea, la iveală. De ce strici suspansul? Da. Da, să-mi fie rușine. Ție de ce ți-e teamă? Teamă? Da, cumva țineți prea mult suspansul ăsta. Adică trebuie să știi. Dacă vrei să vinzi o poveste, trebuie să știi exact cât să ții suspansul și când să faci dezvăluirea. Păi și poate știu. Și dacă am zis că știu, înseamnă că nu e astăzi. Sau nu acum. Și poate toate chestiile astea care se întâmplă astăzi și pe care vrea tu să le dezvăluim acum, dacă o să fie dezvăluite la momentul care trebuie, o să fie ceva de genul: ia uite, băi, băiatule, de când îi gândit treaba asta? Ia uite tocmai de când. Ei, nu. N-are nicio treabă. Nu. Așa sunt eu, pivechi, îmi plac detaliile. Cred că este un pic prea târziu, s-a prescris, nu ne mai interesează. Păi nu trebuie să intereseze pe toată lumea, trebuie să intereseze pe cine trebuie. Știai că Roxana te place foarte mult, Livian? La Roxana pe cine nu place, Andreea? Ah. Ai auzit lupușorul meu? Păi pe tine nu te-a plăcut la un moment dat. Da, dar după atâta timp că mă caută. Adică poate tot, în tot timpul ăsta. Încă te caută? Da. Păi pe live-ul ăsta unde a zis că vrea pe Livia, mi-a scris te pup Bogdan. Da. În condițiile în care aseară ne-am înjurat pe WhatsApp. Deci era în live-ul lui Robert. Vorbea și cu Bogdan, și cu Andrei, și cu Livian. Da. Jale cu ea, doamnă. Bine, revenind la Andra. Andra, asta este părerea ta despre fetele de aici din casă? Deci eu nu vreau să fiu rea și nu sunt o persoană. Punându-ne pe noi într-o lumină proastă, da, timp cât azi de trău. Da, Livian pedeapsă, Bogdan pedeapsă. Că ce? Bravo, iubire. Că ce? Da, mâine! Livian, Bogdan la date cu... Mâine veți primi pedeapsă amândoi. O să dau eu! De la mine! Eu, doamna! Nu, pe mine m-au supărat, de la mine vor primi pedeapsă. Veți avea mesajul scris pe televizor, da? Cu pedepsele. Și le veți face. O zis că am fost neatent că s-o ars puiul în cuptor. Încă o pedeapsă, Livian. Dragoste, nu mai vorbi. Bianca, trebuie să ai două zile libere acum, că ai două din. Așa, revenind la Andra. Și de ce ai repostat? Păi nu știu, am fost etichetată și am postat în care. Cum ar fi să etichetăm? Da, mă susțineam, am fost să nevoia să dau tot. Share, dar n-am fost. Exact, unde suntem etichetați să repostăm? Nu merge. Eu sincer nu înțeleg de ce s-au atacat toate fetele, pentru că în video respectiv apăreau doar două din câte am văzut eu. Ai, Andrei! Pe bun, ce crezi, apăream eu? Apărea Mari și apărea Linge. Era vorba despre emisiune. Mari și eu, Bogdan Mocanu. Poate fi interpretabil. Și Bogdan Mocanu. Nu, poate fi interpretabil. Apărea Bogdan Mocanu, Mari, Ligi, eu. Nu e adevărat. Dar nu contează, era vorba despre emisiune. Eu nu te-am văzut. Eu sincer am o altă întrebare pentru... Am o altă întrebare pentru voi, fetelor. Ce este mai grav, să zică fata asta că sunteți voi specimeni sau să spuneți voi că ea este escortă? Da, da. Este acuzați nefocat. Eu chiar aș vrea să văd pozele. Chiar aș vrea să văd pozele. Pozele tale de pe Instagram. De pe Insta, mă, poze de pe Insta. Orice tehnic, veniți la mine. Ne vedem mâine de la 11 și apoi de la 17. Iuba, iubire! Te pup dulce, dulce, frumosul meu! Bianca, da. Ce ai cu Ligi? Păi întâi să-mi zic că iubitul meu, ce relație are cu ea? Avem o relație de dragoste, n-ascult. Noi ne cunoaștem dinainte ca tu să ai o relație cu el, asta e ideea. Te tem de Ligi, Bianca? Da, mă ferește.